istoria locului. Lenzi Chiriac vă spune bun găsit, a început o nouă ediție emisiunii Istoria Rockului aici pe 98,3 FM. Vom fi împreună, așa cum bine știți, până la ora 1 noaptea și vă spun încă de la începutul emisiunii că în prima parte a Istoriei Rockului invitatul meu este Mircea Florian. Apoi, după știrile de la 12 noaptea, o să aveți albumul săptămânii, un album pe care l-am luat din zona Oldies. De obicei, așa cum bine știți, alegerile mele pentru albumul săptămânii sunt de ultimă oră, însă astăzi am decis să vă reîntorc în timp și să vă propun un excelent material din rock-ul progresiv al anilor 70. Ei bine, nu știu cum se face, dar Mircea Florian este pentru prima oară aici la Istoria Rockului. E adevărat că au trebuit să treacă mulți ani, încă de acum vreo 10 ani mă gândeam să-l aduc în cadrul emisiunii, nu a fost posibil până în acest moment. Iată-l prezent aici la Istoria Rockului. Guten Abend, Herr Florian. Bună seara, bună seara. Putem să vă spunem că îl puteți vedea live și pe www.bucureștefm.ro pe prima pagină și chiar pe pagina de Facebook a postului de radio și așa cum știi această emisiune este una rezervată numai sonorităților rock, e adevărat din când în când intră și zona blues. Și este o emisiune în care de obicei fac istoria unei trupe sau unui muzician. Astăzi a venit rândul tău, așa că sunt multe de discutat. M-am tot gândit pe drum, dacă terminăm totul în 3 ore, pentru că avem și normal multă muzică. Și hai să ne grăbim. Da, hai să ne grăbim. Spune-mi, Mircea, cum ai ajuns tu să intri în zona asta? Bine, ai început ca folkist, dar în zona asta folk, rock și așa mai departe, într-o perioadă în care lumea, sau mai bine zis tinerii, nu visau și nu erau chiar în contact cu astfel de sonorități. Poveste destul de simplă, dar cumva determinantă, fiindcă n-am cântat folk de la început, am cântat totuși rock de la început. Aveam o trupă la Satu Mare în liceu cu câțiva prieteni, colegi, se chema Zburătorii, sau mă rog, unul din numele era și Zburătorii. Sigur că atunci la vremea aia se schimbau numele echipei și a trupelor foarte des. La un moment dat se chema și Brățările Negre și fel și fel de nume de astea. Cântam în liceu și da, ieșise o treabă bună. Țin minte că am avut chiar concert la Teatrul de Nord, e teatrul orașului, și era o trupă de chitară. Ajuns la București undeva în 1967, când am început facultatea. Sigur, am contactat imediat ce se întâmplă aici, scena, oamenii cheie care mi se păreau mie mai apropiați așa ideatic, și am întâlnit nu puțini. Am cântat o bună bucată de vreme, bun, nu foarte mult, dar în orice caz, cred că vreo un an jumate, doi poate, cu niște muzicieni din Râmnicu Vâlcea. Formația se chema Lotus. Cântam numai piesele mele, eu. Ei mai cântau și câteva alte piese. Am dat și atestat atunci. A fost foarte hazos. Însă, treptat, cred că s-a întâmplat și un declic, de fapt. Cândva, într-o vacanță, am ajuns în județul Sălaj, unde stătea bunica mea. Și acolo, pe o înălțime, pe Prisnel se cheamă, am ascultat un radio pe care l-aveam la mine. Și acolo am auzit în vârf de deal, de munte aproape, mă rog, am ascultat Bob Dylan. Și atât de tare mi-a plăcut, atât de importantă mi s-a părut
chestia asta, încât am hotărât că poate n-ar fi rău să mă gândesc să schimb cumva zona mai electrică și mai dură, cu asta puțin mai ideatică, mai poetică. Fiindcă, da, scriam și poezie. Eu, de fapt, începusem să mă ocup de muzică de foarte tânăr. Ai mei mi-au cumpărat un pian. De fapt, eu țin minte că era în casă. Nici nu știu, dar, mă rog, era acolo. Și am studiat de la vreo 5 ani, 5-6 ani. Am început să studiez pianul. Și multe alte discipline legate de muzică. Și scriam și poezie. Și uite că așa s-a întâmplat că undeva prin 1967, cum spuneam, încet am migrat către o muzică care era muzică și poezie. Aici, în țară, nimeni nu folosea cuvântul folk încă, nici mie nu venea să-i spun cumva, cred că prima chestie cu care încercam să definez ceea ce fac a fost melopoia, și, adică melos și poesis. Și numele ăsta l-am și păstrat în cap așa și vorba l-am și folosit mai târziu când am dezvoltat o echipă cu care cântam și care se chema Ceata Melopoică. Ei, cam așa a început de fapt treaba și merită poate notat și deoarece acum de curând a fost comemorarea morții lui Cornel Chiriac. În 1968, el a fost primul om care m-a dat pe unde. El a fost primul care a făcut posibilă difuzarea la radio a unei piese extrem de controversate și, de fapt, o piesă chiar care, în mod normal, n-avea cum să treacă, de cenzor, dar el a făcut o stratagemă foarte interesantă pe care am povestit-o de mai multe ori. Povestea am aflat-o abia la New York cândva, mult după ce Cornel Chiriac murise și eu nu știam cum de a fost posibil ca acea piesă, care era o piesă în esență de protest, era o piesă împotriva invadării Ceoslovaciei de către aliații tratatului de la Varșovia, chiar în 68. Și atunci, vara, am scris o piesă și toamna am cântat-o la primul pop club din România, care s-a deschis la Casa de Cultură a Studenților. Cei care conduceau acest club erau trei studenți. Unul era Camil Petrescu Junior și Ocu Petrescu, amândoi fii scriitorului Camil Petrescu, și un student la arhitectură, Victor Sărăgeanu, care ei, în trio ăsta, erau, ca zic așa, cei care vizibil conduceau acest club și o făceau minunat, dar în spate, ca un soi de eminență cenușie, se afla Cornel Chiriac și care avea destul de des un magnetofon Uhăr de aici, din radio, așa cum era dotarea de atunci. Și ei m-au provocat la un moment dat, am cântat, am făcut un soi de audiție acolo sus. Chestia asta se întâmpla la etajul sălii de spectacole, peste drum, cum are vis-a-vis. Și au zis, ok, hai să cânt, și am cântat. Și Cornel a zis la un moment dat, după ce s-a terminat tot concertul, care a fost destul de turbulent al minte, fiindcă piesele mele nu erau deloc comode, nici atunci, nici azi. Și cântam, țin minte, o piesă despre Mercedesul negru și iubita mea, care e luată de un personaj dubios care umbla cu Mercedesul negru. Mercedesul negru nu putea să-l aibă decât nomenclatura, era limpede atunci. Și uite, tot așa. Și această piesă care se chema Vocea Oilor. Odată un lup cu blana albă, negăsindu-și altă treabă, se gândi la punct să pună treburile la o stână și găsi și chemă ca ajutoare patru pui cu gura mare și încet la miezul nopții în stână au intrat ca hoții.
Fără veste toată șleachta, mușcat în stânga, în dreapta, sfârtecând cu dinți lupești, toate treburilor obștești. Și de așa se ducea parabola asta mai departe și nu era o piesă de radio, era limpede. Dar cei doi, Camil Petrescu Junior și cu Cornel Chiriac, amândoi lucrând aici în radio, au făcut au înscenat o diversiune extraordinar de inteligentă și au profitat de faptul că trebuia fiecare redactor să se ducă la etajul 8, să dea banda la ascultat pe repede la cenzor, să capete un bun de emisie și să coboare direct la etajul 2. Așa e. Am prins și eu aceste vremuri. Așa. Și ei au făcut următoarea chestie. Au făcut două benzi. Una care avea pe seama și una care n-avea pe seama. Și s-a dus, Cornel Chiriac s-a dus la etajul 8, la cenzorul de atunci. Mi se pare, dar nu sunt foarte sigur, că se numea domnul Hegedus. Da, așa e. În traducere, violonistul. Și acolo el a ascultat-o, a dat pe repede, dacă oprindu-se, bineînțeles, să vadă cum e, cu ce piesă, ce e, și a cronometrat-o, că trebuia și cronometrat. Și era ok, nu știu, 48 de minute și 20 de secunde, a semnat, a ștampilat cutia, nu banda. Și Cornel a coborât cu liftul, dar nu s-a dus direct la etajul 2, ci s-a oprit o secundă la etajul 5, unde l-aștepta Camil Petrescu Junior. Au schimbat benzile în cutie și el a coborât mai departe și a dat-o ofițerului, că așa se făcea. Era un ofițer la etajul 2. Așa doi, e, da. Doi erau, într-o parte și unul într-o parte. În orice parte, caz, da. Era hipermilitarizat. Eu m-am rătăcit odată acolo și m-am spăimântat că erau înarmați. Trebuia să fii pe listă, să ai un ecuson special și nu intrai când aveai chef. Hei, a reușit să facă acest schimb, a coborât la etajul 2, Cornel Chiriac, și eu la vremea aia stăteam într-un cămin studențesc, eram în anul 2, într-un cămin studențesc pe strada Alexandru Sahia, vis-a-vis de ambasada Ungariei. Acum e altceva acolo, sigur că da, dar stăteam acolo 20 de oameni în cameră, ascultând difuzorul. Și era, sigur, lucru obligatoriu să ascultăm acea emisiune. Și odată se face o liniște nebună acolo între 20 care învățau, mai râdeau, mai nu știu ce, era destul de diversă activitatea și toți cu urechile ciulite și uitându-se la mine, cum reacționez. Eu am auzit că cânt, e ok, e minunat. De fapt, exultam, eram foarte fericit. A fost, cum spun, un moment rar și a fost momentul care, într-adevăr, a însemnat o mai mare deschidere, o altă treaptă în devenirea mea ulterioară. Nu uit nicio secundă să îi mulțumesc chiar așa în cerul, către ceruri vorbind, lui Cornel Chiriac pentru asta. Și fiindcă, sigur, el a avut repercusiune, n-a rămas nepedepsit. Și uite așa a fost la început cu muzicile. Da. Ascultându-te acum, mi-am adus aminte că și eu am trecut printr-o, neștiind această întâmplare cu banda, și eu am avut o întâmplare asemănătoare în anii 90 la început, când încă la noi lucrurile nu erau nici atunci chiar foarte clare, nici atunci nu te lăsau să intri în emisie, totul trebuia să fie pe bandă, să fie ascultat, și am modificat o piesă. Crede-mă, Eu n-am modificat banda, am modificat piesa. Foarte bine. O să-ți povestesc după emisiune cum a fost, neștiind de această întâmplare. Da, e adevărat că la finele anilor 60 trebuia să faci, să ai curaj. Era un act mare. Da, și de asta dai afară fără probleme. El a mai făcut o greșeală, să-i zic greșeală între ghilimele, evident. A dat Back in the USSR a lui Beatles și l-au dat afară. Deci au avut două abateri, ca să le zic așa, folosind terminologia de atunci, abateri, și l-au dat afară.
Asta a fost tot. Da, da. După care el, evident că a zis, bine, dacă mă dați afară, atunci ia să vă las și atunci de tot și să mă duc să văd ce se întâmplă la München, la Europa Liberă. Pentru că ai adus aminte de Cornel Chiriac, hai să spun că am un plan ca săptămâna viitoare aici la Istoria Rockului să facem o emisiune în memoria lui Cornel Chiriac. Uh-huh. Să am și ceva invitați. Am vorbit cu multă lume și m-am tot gândit cine mai trăiește, cine mai e în activitate dintre cei care l-au cunoscut și care l-au cunoscut, care au avut treabă cu el, nu că salut, salut și gata. Mulți mi-au zis, domnule, mai sunt doi oameni, Mircea Florian și Nicu Covaci. E, nu e chiar așa, că uite, de pildă, există chiar o asociație. Bine, nu, zic, care l-au cunoscut personal și care au vorbit cu el. Da, așa există fan club-ul, dar sunt cei care au ascultat practic la radio, nu au avut treabă. Însă există o persoană, sper să vină duminica viitoare, și care a lucrat cu el chiar la München și să stăm de vorbă despre Cornel Chiriac. Mie îmi pare enorm de rău, dar anul trecut, în toamnă, s-a stins Camil Petrescu Junior. Era perfect, da. Și ar fi fost perfect. Da, știu, el stătea destul de mult în România în ultima vreme și chiar l-am dus aproape cumva, că nu știa de această asociație și l-am dus la niște întâlniri, a fost foarte încântat el, iar cei de acolo, bineînțeles că au fost foarte și super încântați. Chiar cum l-ai cunoscut pe Cornel Chiriac și povestește-mi un pic așa care era atmosfera acelei perioade, pentru că mulți nu prea înțeleg în acest moment că totuși la finele anilor 60 lucrurile nu erau foarte simple să fii în radio și redactor muzical, mă refer în zona asta de rock, folk, jazz, erai considerat așa un ciudat și unul care e cu o muzică care de fapt nu e muzică, pentru că în general eu mi-aduc aminte până în 89, dacă nu ascultai sau nu erai în zona asta de muzică simfonică, erai așa, unul oarecare, adică rock-ul, jazz-ul, folk-ul erau niște prostii îngrozitoare. Da, nu știu, n-aș vrea nici să... Eu nu am perceput chiar așa, cum să spun eu, atmosfera, dar nici mult diferită nu era. E adevărat că existau, mai ales că radio era populat cu foarte mulți redactori, absolvenți de conservator, ceea ce era foarte bine, numai că cumva fuseseră și indoctrinați cu ceva care nu era bun, și anume cu un refuz al oricărui alt gen muzical, ba chiar și cu refuzul experimentelor din zona clasică, ca să zic așa, muzică, fiindcă există muzică contemporană care e cântată cu fel și fel de instrumente ale muzicii, hai să zic așa, clasice, deci sufleturi, corzi, nu știu ce, care însă cântau și încercau să experimenteze. Nici cu ăștia nu era simplu. Deci nu e chiar așa. Ei aveau într-adevăr poate chiar o sarcină să permită și să poate să susțină muzica clasică de tip vechi, să zic așa, dar în niciun caz nu muzica clasică modernă sau muzica clasică contemporană. Și în orice caz, rock-ul și folk-ul, sigur, erau marginalizate. Absolut, absolut. Cum am întâlnit eu cu ei a fost tocmai, s-a întâmplat prin faptul că încercam să văd cum arată scena. Am cunoscut de pildă pe un om fenomenal, pe numele lui Mihai Munteanu, arhitect, care cânta deja niște prelucrări niște proverbe, după niște bocete, niște piese absolut senzaționale. Cred că a mai rămas una sau două undeva în arhivele televiziunii, s-au mai dat și se pot găsi și pe net, cred, filmate de Sânziana Pop, cred, la un moment dat. Ei bine,
Mișu Munteanu, ca așa Mișu îi spunea, Mișu Munteanu, avea în casă, casa lui avea un pod și în pod părinții îi dăduseră voie și lui și fratelui lui să facă întâlniri prietenești la urma urmei, dar care se lăsau totdeauna cu niște cântări ușurele, nu foarte tari, nu foarte electrice, dar întâlniri și muzicale. Și unde cânta și el și unde, sigur, dacă mai se nimerea cineva care vrea să cânte, cânta. Ei bine, era un soi de... era o emulație într-un spațiu domestic, dar care funcționa foarte bine. Prin ei, pe urmă, am ajuns la acest club de care am vorbit adineori, la Pop Club de la Casa Studenților, unde am cunoscut, la rândul meu, iarăși o mulțime de oameni, fiindcă erau invitați nume mari și foarte, foarte importante, era... Pe acolo am cunoscut pe Ian Cicărâși, din zona jazzului, pe mai toți. Pe Mândrilă, pe Johnny Răducanu, nu mai știu, tot acolo i-am cunoscut și acolo ne-am împrietenit prima oară cu cei de la Phoenix, într-adevăr, și cu Nicu Covaci. Treaba este că era o oarece emulație și o nevoie de schimb și de comunicare între oamenii ăștia care făceau și încercau să spargă niște bariere, niște ziduri, să iasă în public cumva. Exista chiar un... Eu am fost martor unui club underground în strada Smârdan, da, în strada Smârdan, la numărul 10. Era acolo o pivniță în care cumva, nu știu cu ce ritmicitate, dar se întâmplau cântări. Pui Ivanitski a cântat și el acolo. Coralu, Mișu Munteanu, fel și fel de trupe mai mici, sau Tarabostes, Dorin Liviu Zaharia, fel și fel de nume extrem de interesante și extrem care m-au inspirat, care m-au făcut bine și care, bineînțeles că am... La un moment dat ne-am apropiat, ne-am amestecat, am început să actăm cumva în aceeași pulsație și asta ne făcea foarte bine. Iar ca să revin la Cornel Chiriac, l-am cunoscut acolo, la acest club, pop club de la Casa Studenților. Tot prin încercarea mea de a vedea cine, ce... Dar, de fapt, a fost interesant că, cum spuneam acum câteva minute, el a venit, pe urmă, la mine și mi-a spus, piesa asta vreau să o imprimăm. Și m-a dus sus. Spațiul are un soi de etaj. Și acolo am urcat și am mai cântat odată piesa asta de care ziceam că a băgat-o el. Deci, practic, ea a fost trasă cu un magnetofon, cu un microfon, da? Cu un reportofon. Da. Cu bandă, e adevărat? Cu bandă, da. Cu un reportofon de foarte bună calitate, Uhăru, de care vorbeam, da. Care era dotarea standard a radioului și sus acolo, după ce a plecat lumea, am mai cântat o dată piesa și asta a fost, un singur microfon. Bine, piesa era voce și chitară, asta era tot. Deci nu era chiar așa dificil de înregistrat. Și asta a fost. Așa l-am cunoscut. E drept că el a ajuns la radio și prin interesul lui deosebit pentru jazz. Asta știam și eu, că el practic era și, mai mult cu jazz-ul. Și pentru Metronom s-a întovărășit cu Limbășanu, cu care ei doi erau cei care au făcut în final emisiunea Metronom, atâta vreme cât a existat în România. Dar, da, așa funcționau întâlnirile, așa funcționau contactele. Mi-a plăcut cum vede lucrurile, mi-a plăcut muzica pe care o difuzau, iar în club era senzațional, trebuie să o povestesc și asta. Era un club care avea chiar un soi de top al lui, pe care îl vedeai afară, afișat pe niște foi șapirografiate. Xerox încă nu știa mai nimeni de el. Șapirografiate și care erau topul momentului acolo, în care se amesteca Can't Hit, Grand Funk Railroad și cu Mișu Munteanu sau Phoenix sau Mircea Florian și tot așa, Jimi Hendrix formă pe locul 7 și tot felul de... Era foarte
Hazos, fiindcă erau preferințele celor care ascultau, se făceau audiții, și erau preferințele celor care ascultau și topurile trebuia să le completezi pe o foaie, să puneai note și făceai un soi de... Asta era în 68. 68, da. Atunci, da. Anul în care, de fapt, a început și a fost un an foarte special. Știm cu toții că Parisul era în flăcări, sau, mă rog, într-o vâjială, într-o vâlvătaie. Studenții ieșiseră pe străzi, mișcarea hippie era la apogeul ei, iar la noi în țară, sigur, nu era chiar așa, deși deja începuseră să apară și forme de, sau mă rog, formule de îmbrăcare, de părul lung, cam atunci a apărut, dar apăruseră și o sumedenie de... teatre de experimentale, era un moment de libertate, cumva. N-a durat mult, fiindcă în 71 s-a prăbușit toată povestea, odată cu influența nefastă a Coreei și de Nord și a Chinei întregi, atunci când s-au definit tezele pe care știți foarte bine, ne-au marcat și ne-au zăpăcit pe toți foarte multă vreme. Uite, îți propun să ascultăm una dintre primele tale compoziții care te-au făcut așa, hai să spunem, cunoscut, nu chiar celebru, Podul de Piatră. Bun, o idee bună, da. E ok. Să spun că o serie de piese sunt alegerile mele. O altă serie de piese sunt alegerile tale aici la Istoria Rockului. Ce altul pe mal în jos, altul mai trainic și mai frumos. Câte mii de oameni au călcat pe el până să se nască puiul de cârcel, care să primească în dar forța lui cea oarbă, fără de hotar. S-a pus bulboană în miezul râului și-a început să urle în vâltoarea lui. Apele repezeau, coborâ din munți, fără să asculte sfatul celor ascărunți. Fără speranță, totul e pierdut. Podul de piatră trebuie refăcut. Vom face altul pe mal în jos, altul mai trainic și mai frumos. Podul de piatră s-a dărâmat, ce altul pe mal în jos, altul mai trainic și mai frumos. Am avut Podul de Piatră, o compoziție Mircea Florian. Mircea, rămăsesem în ultima parte a anilor 60, mai exact în 1968, mi-ai spus și câteva cuvinte despre Cornel Chiriac. Era o perioadă în care publicul, cel puțin cel de liceu și, ca să nu mai spun, cel cu studii superioare la facultate,
era un public destul de pasionat de muzică. Da, era, sigur. Ceea ce acum, din păcate, nu prea se mai întâmplă. Era o perioadă în care folk-ul începuse să meargă foarte bine, trupele, termenul rock era așa un pic la limită, încă era beat-ul. Trupele astea așa un pic mai heavy nu apăruseră încă. Cum ai perceput tu scena din București venind tânăr student din satul mare? Mi-a plăcut ce se întâmplă aici în capitală. Sigur, la satul mare puține lucruri aveai la dispoziție. Practic, radioul erau singurele surse de informare și de plăcere, dacă vrei așa, și chiar de educație. Au mai fost câteva trupe, n-am să uit deloc prima trupă live pe care am văzut-o, care nici nu știu cum se chemau, de fapt, era o trupă franceză care a venit cu un circ și care cântau într-un cort de circ care era și așezat foarte aproape de locul în care locuiam. Și am fost de multe ori, cred că poate chiar la toate spectacolele pe care le-au ținut ei la satul mare, ca să văd trupa. Că aia era ceva senzațional. Era prima trupă care avea tobe cu tot ichisul, cu chitări, cum trebuie, electric. Ah, și ei acompaniau... Nu. Era un moment, era de parcă era o dresură, era ca un soi de moment special, dresură de chitare, sau nu știu cum vrei să-i spui. În orice caz, era un moment clar, fără altceva, nimic altceva. Cred că chiar la sfârșitul spectacolului de circ, care era standard, cu sărituri, cu trapez, cu tot ce vrei. Și apăreau ăștia și cântau, senzațională arătare. Cel mai interesant este că stând ei la satul mare vreo, cred că o săptămână, și fiind vară, la un moment dat am aflat că ies la strand. Strand era, într-adevăr, Facebook-ul anilor acelora. De acolo te duceai, acolo întâlneai. Sau molul, dacă corect, ai zis bine. În fine, și m-am repezit și eu la strand și la strand i-am rugat să ne arate. Eram, de fapt, vreo 3-4 toți interesați de tehnicile, de chitară, de cum făceau ei aia, cum făceau aia alta. Și, într-adevăr, a fost surprinzător. Am stat pe iarbă, o cearceafcă, așa, și acolo am luat chiar o lecție, un workshop, dacă vrei, primul workshop de chitară, cu chitară. Și a fost fenomenal, într-adevăr. Și mă întorc, uite, vezi că fără buclele astea în timp, e greu să explic totul. Mi-a fost foarte important și un alt lucru important a fost că la un moment dat ai mei, cu toate că se țineau foarte sobri așa și îmi spuneau și ei cât de important e să știu repertoriul clasic de pian și cât de bine este important să mă duc la concertele filarmonice, ceea ce e adevărat și mă și duceam, deci nu mi-a făcut deloc rău. Dar la un moment dat au venit și mi-au făcut cadou o chitară electrică neagră, splendidă, cu care, de fapt, am început, asta în timpul liceului, cred că undeva când aveam 13 ani, 12-13, nu mai știu. Și cu acea chitară am început, de fapt, să cânt în trupa Zburători. Și asta a fost începutul. Deci, workshop-ul cu franțuzii, chitara, toate se legau cumva. Iar, bun, hai să ne întoarcem în 1968, în 69, deja funcționa Club A. Cred că tot atunci frații Ursulescu, Florin și cu Octavian, au păstorit și au scornit primul festival folk, la care au participat o mulțime de oameni foarte buni, foarte importanți, Marcela Saftiuc, Doru Stănculescu era acolo, Mircea Popa, Mircea Vintilă, mă rog, nu mai știu acum, nu mai țin minte pe toți, dar era o mână de oameni foarte importanți și, care, uite, țin steagul sus și astăzi.
Și mai ales era o emulație și o concurență foarte prietenească, dacă vrei așa, foarte plăcută, o întrecere, de fapt, într-un domeniu care mi se părea absolut splendid și care era acesta al congruenței și al coincidenței muzicilor cu poezia. Încă se mai cânta pe versuri proprii, nu puțin din cei care cântau și la acest festival erau cantautori, dacă vrei așa. Și, din păcate, chestia asta, precum știm, a dispărut și, cum ai și observat adineori, astăzi lucrurile arată mult mai jalnic, pare rău să o spun, dar atunci era așa și publicul, da, era foarte interesat de încercările noastre, de rezultatele noastre, de acea schimbare de paradigmă pe care o propuneam și care era într-o totală distonanță cu muzica ușoară, dacă vrei așa, și în orice caz cu toate producțiile astea subculturale care funcționau și atunci și uite că și astăzi dau să nece mai tot. După această primă etapă de rock, ai trecut în zona folk-ului, e adevărat, pentru o perioadă nu foarte îndelungată, după care ai trecut într-o zonă greu accesibilă mental, măcar pentru foarte, foarte mulți. Am vrut să încep emisiunea cu o mică povestioară, m-am gândit dacă e bine să o spun sau nu. Îmi aduc aminte când te-am văzut prima oară cu Florian din Transilvania, pe la mijlocul anilor 80. Știu că îl știam destul de bine pe... te-ai cântat cu Dan Cimpoiero la chitară. Foarte mulți îmi spuneau, ce te duci la... ăla e un ciudat, domnule, ce cântă la, nu înțelegem nimic. Oamenii fuseseră și au zis, domnule, nu, n-am, deci este o nebunie totală. Și a zis, domnule, pe lângă trupele astea cunoscute și așa mai departe, din când în când e bine să mai vezi și altceva, că tot timpul să vezi Iris de 100 de ori sau Compact de 1000 de ori e cam monoton. Mulți erau cu, așa, siderați că există în România, chiar îi se părea ciudat cum există astfel de personaje să cânte astfel de muzici. Și un alt exemplu pe care mi-l dădeau era Sorin Chifiriuc. Știi? Tot așa. Ăla și cu Chifi. Cum s-au găsit ei să cânte? Da. Erau chestii distractive, așa, într-adevăr. Dar să spun, ai intrat într-o zonă pe care nu mulți au înțeles-o, pe care nu mulți o înțeleg nici în acest moment, dacă e să... cu atât mai mult în acest moment. Ce te-a determinat să intri în zona asta? Sau ce te-a determinat să faci atâtea experimente? Bă, uite, nu știu, mi-e extrem de greu să explic de ce sau ce m-a determinat. Cred că, pur și simplu, dorința mea de a continua ceea ce scriam, poezie, ceea ce cântam, nu știu, era o chestie de cale. Asta era calea mea. Asta era zona mea de interes, pe care vreau să o împărtășesc, nu știu, publicului, confraților, congenerilor, lumii de atunci, care era o lume, într-adevăr, din cauză și din cauză că era închisă și înconjurată cu un zid destul de ermetic, pe cum știm, și din cauza asta foarte interesată de lucrurile din interior, care, dacă erau de calitate, erau bine primite. Bine, asta dovedește și acum că, practic, tu ai cântat ce ai simțit la momentul respectiv, neinteresându-te în mod special banii sau neapărat faima, pentru că n-ai cum nici la nivelul ăsta, nici acum nu poți să faci mare lucru, spre deosebire de alți muzicieni care n-au dorit niciodată să facă anumite schimbări sau să încerce un pic altceva, pentru că pe direcția lor lucrurile mergeau clar, banii ieșeau, concertele erau, ce rost are să schimbe? Faptul că tu ai schimbat periodic și ai încercat tot felul de experimente arată că ai gândit un pic altfel. Sunt foarte puțini, mai ales cei din până din 89, care au gândit ca tine.
Eu nu pot să-i judec pe cei care au vrut să facă treaba în felul acesta. Erau oameni care erau poate nevoiți să-și întrețină familia, erau nevoiți să câștige niște bani. Nu știu de ce făceau. Sigur că există și specia, oameni care profesioniști, care până la o vârstă sunt poate geniali, după care apar problemele cu de familie, angarale care trebuie plătite și se liniștesc, nu mai caută nimic, caută poate chiar calea cea mai simplă să-și câștige existența a lor și a familiei lor prin practicarea cât se poate de neutrală a meseriei pe care au învățat-o. Pe mine m-a interesat mult mai tare ce e cu sufletul meu, ce e cu sufletul celor cu care mă însoțeam, ce e cu sufletul, cum spuneam, întregii generații, că lor mă adresam. Acestor oameni foarte tineri și de aceeași vârstă cu mine în ultimă instanță, sigur că nu o să spun că vreau să exclud pe ceilalți. Nu, era o chestie care cred că s-a potrivit și cred că mai era ceva foarte interesant. Am observat mult mai târziu o anumită pulsație a lumii pe care noi n-am văzut-o, n-o contactam direct. Noi nu citeam decât foarte puțin, intrau destul de puține din milioanele de reviste, cărți și tipărituri din restul lumii. Discurile, sigur, se mai făceau rost, nu-i vorba, dar unele chiar foarte repede, dar tot erau în decalaj, erau, mă rog, o problemă și atunci, cu toate astea, am observat abia mai târziu că totuși ceea ce făceam aici era într-o sincronicitate nemaipomenită cu restul lumii. Adică în ce făceam noi aici, nu eu, noi, mai mulți, deci și trupe și eu, cumva și eu pe acolo. Era sincron cu ce se întâmpla în restul lumii. Asta era lucrul foarte interesant. Bine, și trebuie să mai spunem că, spre deosebire de mulți din acea perioadă, tu ai luat muzica ca pe un hobby, pentru că totuși tu aveai un job. Ai fost unul dintre primii IT-ști din România, sau cum se chema înainte? Da, se chema analist de sisteme. Analist de sisteme, așa, da. Da. Și muzica era un hobby, mai mult sau mai puțin profesionist, depinde de etape. Deci, practic, tu n-ai trăit din muzică. Nici asta nu e chiar foarte corect, fiindcă muzica pe care eu am făcut-o avea și părți, adică am putut să mă aliniez și să devin și serv. Fiindcă am scris de pildă muzică de teatru, care muzica de teatru, dacă nu o scrii ca muzică pentru o producție colectivă, ești pierdut. Dacă tu vrei să scrii, poate numai pentru autorii de musical-uri. Ba, ok, acolo poate e altfel puțin. Dar dacă faci muzica pentru un spectacol de teatru, fie că e un Pirandello sau un Shakespeare sau ce-o fi, trebuie să te subsumezi, să devii parte a unui colectiv. Cu aceste chestii, cu acest tip de producții, câștigam totuși niște bani cu care puteam să îmi plătesc și eu, și ba chiar și instrumentele, și traiul, și una și alta. Plus că, da, aveam și meseria cealaltă. Adevărul este că eu toată viața am mers de parcă și fost beat pe o mulțime de cărări. În același timp, parcă aveam miriapod cu 200 de picioare și mergeam pe mai multe cărări. Nu eram beat, sigur, eram doar amețit. Așa a fost, da, a fost, mie mi-a făcut bine și nici astăzi nu e nimic altfel. Totul funcționează în continuare exact în aceeași parametri. Am o nevoie organică, dacă vrei așa, de a face și de a experimenta lucruri noi și nemai auzite și îmi trebuie sonorități nemaipomenite. Îmi plac combinații care poate ne iluminează o idee sau ne dau o bucurie pe care n-am mai avut-o și nu știam că se poate și așa.
și așa mai departe, așa mai departe. Când ai început să cânti în anii 60, ce muzicieni te-au influențat cel mai mult? Păi, în primul rând, dacă vrei să ne întoarcem așa la... Am spus deja, unul a fost, da, bine, Bob Dylan. Bob Dylan a fost în mod definitiv. Și bineînțeles, imediat după aceea și Donovan și John Baez și toată pleiada acestor poeți care cântau. Poate chiar puțin și chiar francez, Antoine, de pildă, nu îmi displăcea deloc. Și nemți, la rând, la fel, dar, mă rog, erau mai multe direcții. Pe de altă parte, muzica, ca să zic așa, clasică contemporană, Luigi Nono, îmi plăcea foarte mult. Nu mai spun de Stockhausen și toți ăștia, culmea este oameni pe care pe unii chiar i-am cunoscut mai târziu. Îmi plăceau muzici destul de diferite și mi-a făcut bine. Mi-a făcut bine acest amalgam, acest conglomerat pe care îl mestecam din când în când. Apoi, intrând în anii 70, ai schimbat din nou direcția și chiar vreau să aflu cum ai intrat în contact cu sonoritățile de afară, ținând cont de faptul că, bănuiesc că ți-aduce aminte, în general, lumea ca și acum vrea să asculte doar numele mari, numele consacrate, nimeni nu vrea să exploreze mai intens zona asta de underground sau tot felul de sonorități care mai ciudate. Cum ai ajuns să fii influențat în anii 70 de rockul acesta experimental, vorbind de ce se întâmplă afară? Ei, înainte totuși de perioada rock experimental, bănuiesc că te refer la în special la Florian din Transilvania, exact. Au mai fost încă, da, prin natura mersului ăsta amețit și șerpuit, au mai fost încă o serie de episoade, în primul rând cu ceata de dubași, ceterași, chitarozi, cum era? Nici mai știu. Și alți meșteri lăutari, ceva de felul ăsta. Pe urmă s-a chemat Ceata Melopoică, grupul, dar avea o arhitectură foarte variabilă. Și se schimba și se umfla. În trupă, sigur, era un nucleu mai dur, dacă vrei așa, era Gabi Căciulă și Sorin Chifiriuc, într-adevăr, tot timpul. Mai era și Andrei Oișteanu. Și pe urmă, tot în aceeași ceată, a cântat și Dorin Livi Zaharia, a cântat și Sandu Mitaru, și Alexe Conta, și fel și fel de alți muzicieni și artiști. După aceea a apărut o versiune care se chema Florian în labirint și care deja conținea instrumente orientale, care mă interesau foarte tare, instrumente folclorice orientale, sitar, tabla, baian, flaute orientale, percuții, cum spuneam, Andrei Oișteanu era unul din percuționiști, dar apăruse și un student pakistanez care studia în România, Arif Jafri, și un alt student iugoslav care venise direct din India, unde lucrase tatăl lui, care era diplomat, și acolo el, în India, apucase să studieze foarte serios sitarul și a devenit membru și el în trupa asta noastră. Și uite așa, am scos chiar un disc cu ei, discul se chema Fântâna. Foarte, foarte, un disc care îmi place foarte mult și astăzi. Ei bine, după asta, la un moment dat s-a subțiat din nou și echipa s-a mai micșorat puțin și fiindcă au plecat câțiva, unii de tot din țară și uite așa, și atunci a apărut ideea de a reformula puțin, am păstrat cât
câteva elemente și a apărut o nouă formulă în care era și Dan Cimpoieru, era și Horațiu Rad. Rad, da, la bas. La bas erau de fapt la un moment dat cu Schimbul lucram și cu un alt basist fenomenal care îl cheamă Dixie Krauser. Dixie care Krauser, eu da. Continui și astăzi să lucrez. Cu Mese la tobe. Cu Mese la tobe, cu, nu întâi, cu Marius Vintilă. Cu Marius Vintilă, și da. După aceea cu Mese, care a fost o, pentru mine o experiență fenomenal de frumoasă și extrem de plăcută. Ei erau toți, și Cimpoieru, și Rad, și Istudor, erau veniți din rock-ul mai fioros. Da, din așa, zona și, heavy metal. E, da. Heavy metal, Osborne și toate alea erau. Da. Acolo se afla povestea. Dar cu un interes și cu niște urechi deschise și extrem de interesate de tot ce le propuneam eu, fiindcă, bineînțeles, că noi am continuat niște drumuri pe care, la care țin și astăzi. Pe mine mă interesează ritmica axacă, formule ritmice rapide asimetrice, nu patrul ăsta cu care se bâție la muzicile astea comerciale lumea. E o muzică care, mă rog, îți aduce puțină varietate, îți aduce, în orice caz, o altă agogică, un alt înțeles. În orice caz, atunci s-a născut ideea și a început să funcționeze undeva pe la sfârșitul anilor 70, sau, mă rog, după a doua jumătate a anilor 70, a început să existe Florian din Transilvania. O să mai vorbim oricum până la 12 noapte despre tot ce a făcut Mircea Florian în muzica românească și nu numai, pentru că vreau să vorbim și de partea asta de IT, care până în 89 era o zonă aproape interzisă pentru cei mai mulți. O să avem și multe alte sonorități și trec acum la Mircea Florian și Ceata Melopoică. O să mai avem de ascultat o piesă până la știrile de la ora 22 și sper să fie ok. O piesă trasă în anii 70, nu? Care? Uite. E ceva cu forța. Nu. Aia e cu Florian din Transilvania. Aia era în repertoriul nostru la sfârșitul anilor 70. Deci era, a început la sfârșitul anilor 70. Da, da, da. Era, nu mai era, nu era cu sitar și cu chestii astea și cu ceata. Nu, asta era deja Florian din Transilvania. Florian din Transilvania. Da, da, da. Dar spune-mi, unde înregistrai tu piesele astea? Păi piesele astea, asta chiar astea, da, care le-am înregistrat acasă. Ah, acasă. Aveam un studio mic, dar destul de dibace. Și acolo aveam 12 canale, magnetofoane, sintetizere și chestia asta. Iarăși electronica m-a interesat foarte de devreme. Tot așa, din vremea liceului, când deja produceam generatoare, dar putem să vorbim separat. Sigur. Hai să ascultăm încă o compoziție Mircea Florian, apoi ne vom reauzi cu partea a doua a istoriei rockului. Istoria rockului cu Lenții Chiriac. Forța ce ne mișcă e de un fel secret, viază s-a ursită, forța într-un boschet. Noi muream când pasărea cântase, am ierlit-o când a trebuit, dar scăpam dacă eram în stare, s-auzim semna. Yeah.
tânăr trebuie cunoscut. Să mă ascult că știu prea bine acesta. Să-l ascult pe marele profet și să stai de rog în patru lave. Eu am să-ți dedic un mic sonet. Din bucăți de lut cu care se joacă șmecherii barbut. Nu ne mai rămâne decât sexul practicat de sus și până jos. Eu te rog să mă locului. Știi, am auzit, se întâmplă lucruri îngrozitoare. Bine, dar cum e posibil? Ce de făcut? Trebuie demascate forțele răului, ale tunericului, pentru ca pacea și-o dorim să trăiască spre bine și cinstea omenirii. S-au obișnuit rău să planteze putuși pe cărat, legându-i cu sârme cât mai tare. Ai gândi cu sârmei cu ghii și tine cu zgomot în timp. Vroi să ne pară incest, suspinul lipsit de drum lest. Thank you.
ce se face și drept. Dar arma clonțul pot culege. Cercul ocitoare, plâng în coșmarul împritoare. Și acum nu mai pot vedea, la continentul Europa, ce stă întins între lumii poate. Sigur și pândit de boar. Istoria rockului, vă spun din nou bun găsit aici pe 98,3 FM și povestea alături de Mircea Florian continuă. Mircea, rămăsesem în prima parte, la finele primei părți, cu anii 70, după o etapă din zona folk-ului. Ai trecut la o zonă un pic mai neobișnuită pentru fosta scenă rock autohtonă. Și ușor am ajuns și în anii 80 la mult mai cunoscuta Florian din Transilvania. De ce acest nume? De ce acest nume? Era, nu știu, mi s-a părut la un moment dat, rămăsesem chiar de singur. Eram cumva capitanul unei bărci în derivă, care nu mai avea niciun fel de echipaj. Și, cum spuneam, încetul cu încetul s-a alcătuit echipa, oameni cu care de fapt și lucrasem, mai necunoscusem, în fine, și au apărut și chiar acești oameni noi, complet noi, pe care eu nu apucasem să schimb nicio notă, ca să zic așa. Așa a fost. Trebuia să avem un nume, ăsta a fost numele, l-am găsit, eu mi l-am găsit, da. Era autogenerat, ca să zic așa. Și se potrivea. Mi se părea că e o chestie importantă. Și folclorul de acolo, din zona Transilvaniei, mi se părea important. Da, toate astea au jucat un rol și așa s-a născut numele și, în același timp, trupa. Da. Îmi spuneai ceva mai devreme că încă de tânăr erai pasionat de electronică. E adevărat că și eu am avut mulți prieteni care căutau toată ziua diode, tranzistori, erau niște reviste care ofereau niște scheme, știu că mulți își făceau pedalele singuri, încercau să-și facă stațiile singuri, pentru că într-adevăr nu găseai absolut nimic. Cum a decurs la tine acest hobby electronic? Păi, a decurs, așa cum a decurs, cred că la toți, m-a interesat. Era și nevoia de a... Da, era obligatoriu. Era cumva aproape obligatoriu. M-a apucat, la un moment dat, trebuia să faci practică. Am prins chestia asta. Am făcut 11 clase, că așa era modelul la VRM aceea. Și în timpul liceului trebuia să faci practică undeva. Și mi-am găsit loc de practică un atelier de reparat aparate electronice, respectiv radiouri, televizoare, chestii de felul ăsta. Și am început acolo să-mi fac și doze, la început strict doze, foarte greu și asta, fiindcă, sigur, trebuia să stai să numeri, să învârți, să era o treabă destul de complicată și trecând pas cu pas la circuite simple, la circuite mai complicate,
Am făcut la un moment dat o heterodină care suna foarte straniu, așa aproape ca un soi de teremin, doar te apropiai cu mâna de ea și ea schimba înălțimea, piuitul de fapt, era un piuit, pe care scotea din difuzoare. Treptat am făcut chiar un synthesizer care, sigur, n-aveam claviatură, era aproape imposibil să găsești vreundeva și avea doar niște contacte, cântai cu contactele, ceea ce sigur că era foarte greu și nepractic. Dar era, exista și putea face și puteai să lucrezi cu potențiometrii diverse, să faci un soi de filtre, să le pui în acțiune, să le scoți. Avea ceva posibilități. Le-am folosit la un moment dat chiar în piesele folk, fiindcă asta iarăși e o chestie. La acel festival pe care l-a făcut frații Ursulescu, spectacolul meu era nu doar un om cu o chitară. Eram, da, eu cu o chitară, dar în spate mai era un magnetofon cu o mulțime de elemente preînregistrate pe care le dădea un coleg de facultate care era priceput în chestia asta și mi se pare că și magnetofonul era al lui. Pe banda aceea se aflau și diverse, hai să zic așa, folii de-astea, efecte sonore scoase chiar de aici din radio și montate acolo, dar și foarte multe sunete electronice care le făcusem înainte și le imprimasem, deci un soi de negativ, dacă vrei. Da, o chestie destul de complicată, pentru că tu trebuia să te sincronizezi perfect. Eu le știam. Eu cunoșteam banda și... Și cum dădea play la banda? Eu, da, și eu pe ea cântam și știam unde trebuie să... Și magul mergea non-stop sau din când în când se oprea? Nu, la piese... Se oprea, La piese, la sfârșitul piesei se oprea. Și de-aia era el acolo, colegul acesta meu, din păcate, nu mai e printre noi. Dar asta funcționa chestia și mi-a folosit. Reviste erau, câteva reviste, și românești și mai ales rusești. Acolo erau scheme interesante și acolo. Și chiar ungurești, la Satul Mare. De acolo ne inspiram și nu mai spun că, bineînțeles, erau diversi meșteri sau, mă rog, oameni mai, ceva mai în vârstă, țin minte când eram acolo, fiindcă eu n-am stat decât până la vârsta de 17 ani în Satul Mare, după care m-am mutat pentru totdeauna de acolo. Sigur, mă întorceam foarte des, dar nu mai stăteam acolo. Dar atunci, în perioada aia până în 17 ani, erau, sigur, de o serie de oameni mai în vârstă, mă rog, nu mult mai în vârstă, dar în orice caz deja cu experiență, care construiau amplificatoare, i-am ajutat, mă implicam și în povestea asta, dar nu eram, hai să zic așa, un pasionat până la sânge de treaba asta, că nu mai aveam timp în ultima instanță, asta era problema. Dar a fost o experiență foarte interesantă și deschizătoare de ochi, fiindcă m-a interesat electronica și puțin mai târziu când cu ceata Melopoică cântam cu Spitzi Reininger, chiar pe un disc, piesa cu Pleoapă de Argint are finalul pe două sintezaizere în care, sau trei sintezaizere în care Spitzi cânta la două și eu la unul și a ieșit o treabă foarte frumoasă și asta undeva la începutul anilor 70. Deci una din piesele de început cu electronică. Sigur, istoria electronică este veche și în ultima instanță culmea este că au existat compozitori de muzică serioasă, dacă vrei așa, și aici în țară. Au existat chiar la jumătatea anilor 60 a existat primul studio de muzică electronică pe lângă conservator, unde a lucrat Iancu Dumitrescu, de pildă, unde a lucrat Ștefan Nemescu, Zor, mi se pare, Octavian Nemescu a lucrat acolo, deci oameni foarte, foarte importanți, care s-au ocupat de muzică electronică avant tout les lettres. Cam așa cu episoadele electronice. Știi că în anii 70, de fapt când era așa apogeul muzicii electronice, totuși scena noastră nu prea era
ocupată de muzicieni în domeniu, erau doar foarte puțini, 2-3 oameni. A fost în primul rând chiar Dan Aldea și cu Bibi Ionescu, care Bibi făcuse un sintetizer cu tot ce trebuia. Știu, da. Porma Adrian Enescu, care a făcut chiar discuri cu muzică electronică, strict instrumentale, cu numai cu instrumentale. Și mai erau încă doi frați, nu mi-aduc aminte cum îi cheamă. Știu că îi auzeam la radio la începutul anilor 80. Tot așa, unul mai muzică instrumentală. Uite, nu cu mai clape. Știu. Nu mai știu. Nu să mi-aduc aminte cum îi cheamă. Da. Dar să spun, zona era destul de limitată și puțin muzicieni din zona rockului încercau să introducă și astfel de elemente. Tu ai fost unul dintre ei. Crezi că ai reușit sau crezi că puteai face mai mult? Puteam face mai mult, numai că eu nu fac, sau mă rog, n-am făcut și nici nu o să fac o chestie exhaustivă. Nu sunt un cum să spun, un epuizator de domenii, de nișe, de cărări. Mă interesează cărarea, o flanez, dacă vrei așa, mă plimb pe ea, vreau să văd ce e acolo, experimentez, dar nu vreau să iau un, cum să spun eu, să fie a mea. Nu ăsta e sensul muzicilor mele și nici nu e demersul meu ăsta. Nu vreau să pun stăpânire. Apropo, Mircea, dacă cineva, să zicem, din noua generație, care n-a auzit absolut deloc despre tine, sau unii care au auzit așa, spun, domnule, am auzit de Mircea Florian, tu cum ai descrie, dacă ar fi să fii un, hai, nu cronicar, că sună cam medieval, așa, nu știu, un tip din mass media, cum l-ai descrie pe Mircea Florian ca muzician? Cel mai potrivit cuvânt este un experimentalist. Asta e cel mai potrivit. În zona rockului sau experimentalist în muzică? În toate zonele. În absolut toate zonele în care mă mișc. Până și în pedagogie, dacă vrei, sau educație. Și acolo încerc niște anume lucruri. Hai să revenim la partea de job, după etapa asta de mini-technicus, cum era pe vremuri. Da, da. A intrat în zona asta de IT, care mi-aduc aminte că nu se numea IT, asta e după 90 și ceva. Ce te-a fascinat la domeniul acesta? Ei, m-a fascinat în primul rând... Și pe unde ai lucrat pe la noi? N-am lucrat în... În România n-ai lucrat. Da. Spun, n-am lucrat în prea multe lucruri, așa, de, pot să spun, pe unde. Adică sunt două mari și late. Dar, poate mai multe, nu asta contează. Am intrat în domeniu, cumva, și dintr-o curiozitate iarăși nebună, care iarăși e un element care mă caracterizează, dacă ar fi să joc rolul pe care mi-l propunea din ori, aș mai spune că, într-adevăr, e un personaj care cu o curiozitate exagerată, parcă mi-ar veni să spun bolnăvicioasă, dar mă rog. Așa, am intrat din curiozitate, fiindcă în anul în care am intrat, atunci s-a înființat Facultatea de Cibernetică, se chema ea. Ea mai există și astăzi. Noi am sărbătorit acum de curând, anul trecut, 50 de ani de la înființarea facultății. Mare fast și mulți participanți în aula ASEU-ului, acolo unde avea ea sediu și acolo unde a început. O treabă foarte, foarte frumoasă, care avea premize splendide. Până atunci fusese aproape interzisă abordarea cu mijloace altele decât cele staliniste, ca să zic așa, a mecanismelor economice. Anul acela s-a hotărât altfel, și anume deschiderea acestei facultăți. A fost un act foarte îndrăzneț și foarte benefic. Și iar a fost anul, nu multă vreme după aceea, s-a întâmplat și prima vizită a unui președinte american în România, al lui Nixon. A fost imediat, la scurtă vreme, au apărut și primele
calculatoare mainframe care ni s-au, pe care România a putut să le cumpere, fiindcă avusese poziția aceea și din Ceoslovacia și în general pozițiile față de față de marele nostru frate, care era URSS-ul, îi au determinat conducerea guvernului american să ne dea clauza națiunii cele mai favorizate și să ridice, în primul rând, să ridice embargoul asupra acestei tehnologii de calcul. Și România s-a pomenit cu o mulțime de, cu vreo, nu știu, 8-10 calculatoare de foarte, foarte bună calitate. Să spunem că un calculator nu însemna un calculator cum e înțeles el acum, că nu poți să stai și în pat cu el, cu un laptop. Nu. Era un etaj. Nu era un etaj, erau clădiri. Mai multe clădiri. Fiindcă implica, de pildă, o clădire care trebuia să fie foarte bine izolată, cum să spun, împotriva vibrațiilor. Echipamentele erau extrem de sensibile, așa se face că erau camere în camere. Deci sala calculatoare era suspendată și era super climatizată și acolo se aflau, mă rog, unitățile centrale, periferice și așa mai departe, toate sculele astea. Și undeva poate un mic ecran. Deci, hai să zic așa, interferența și interacțiunea cu computer era destul de limitată. Din cauza, asta era tehnologia atunci. De pildă, ele nu sunau, acele calculatoare nu știau să sune, decât făceau niște alarme când piuiau ele cumva ca să, ca să spună că ceva lipsește, dar adminteri nu aveau sisteme de difuzoare sau așa ceva pentru produs muzică, nu erau. O să spun și de ce amintesc acest lucru imediat. Ei, în afară de asta, într-o altă clădire se afla locul în care actau și munceau de dimineață până seara sute de, în general, cred că toate erau fete, femei, care făceau nimic altceva decât perforau cartele. Așa la vremea aceea, încă inputurile nu le introduceai tu cu mâna ta, user, ci le dădeai întâi a fi perforate și abia aceste cartele perforate intrau într-un cititor de cartele perforate și abia în faza imediat următoare computerul înghițea această informație care era în primul rând cea a programului, a softului de folosire. Și după aceea datele. Deci era enorm de mult de perforat, ca să zic așa. Și asta se întâmpla între alte clădiri, fiindcă erau 200 de lucrători, de lucrătoare, scuzăm. Plus era și o altă zonă în care lucrau analiștii de sisteme și programatorii, cum am fost și eu. Am terminat cu o notă bună facultatea și am fost repartizat la, cred că era cel mai puternic centru de calcul din țară la ora aceea, era DCS-ul, Direcția Centrală de Statistică. Acolo a fost o școală foarte bună care mi-a folosit și pe care trebuie să recunosc că am și profitat puțin de faptul că aveam un astfel de calculator pe mână, sau pe mână acolo, la dispoziție, fiindcă începând cu anii șapte, la șapte, deci am terminat în 72 facultatea. Dar deja în primele mele încercări și căutări în domeniul muzicilor, hai să zic așa, de calculator, muzicilor stocastice, erau din facultate, fiindcă și ASEU, respectiv Cibernetica, căpătase în dotare unul din acele calculatoare, un IBM 360 mainframe, și Politehnica, și Universitatea, și încă câteva centre teritoriale de statistică. Cred că, nu știu, acum nu mai țin minte exact câte fuseseră, dar în orice caz erau nu puține. La noi, la DCS, erau, în general, ICL-uri, care erau alte scule, erau computere englezești.
Bun. Și am folosit anume timp morți, cu toate că era destul de strictă supravegherea acolo, dar, mă rog, de conivență cu operatorii din sala de calculatoare, am rulat nu odată, de mai multe ori, softuri pe care le scriam, în general, în timpul meu liber, așa, pentru a produce muzică. Și la un moment dat chiar am reușit să fac, să obțin o partitură și o piesă care se cheamă Nicodim și Toaca Ascunsă. La vremea aceea, cum spuneam, computerele erau mute. Ceea ce produceau erau printout-uri. Și am făcut un printout în care notele erau scrise vertical, cum ar veni, și erau formate din ouri sau ouri cu un X peste ele, care se așezau vertical pe multe I-uri, respectiv pe 5 șiruri de I. Deci, practic, era un portativ răsucit, cum ar veni. Și, în final, această piesă trebuia interpretată. Nu era o piesă care să auzi sau să zici că era electronică. Era produsă, ca zic așa, cu mijloacele electronice, dar nu era deloc auzibilă cu sunete electronice. Așa erau și primele piese care au fost făcute deja până anii 60 în California, la Universitatea la UCLA, din Los Angeles, și care Hiller Learen, cel care pornise primele cercetări în domeniul acesta, le-a făcut și a produs primele quartete pentru corzi, în care muzica suna ca orice muzică de quartete, parcă era, nu știu, putea să fie scrisă de Weber. Ei bine, nu aveai niciun altă posibilitate decât să scoți niște partituri, care mai trebuiau și transcrise pe urmă ca să poată fi citite cum trebuie. Cam așa funcționa la vremea aceea conlucrarea cu, și interacțiunea cu computerul. Sigur, astăzi e cu totul altceva. Sunt zeci de mii de softuri care îți ușurează viața. Tu ești un pionier în IT-ul românesc, un domeniu în care ai rămas până în acest moment. Oi fi rămas, nu știu, de fapt mie nu-mi place deloc nici cuvântul pionier, nici cuvântul... Da. N-am fost prea inspirat, da, nu e bun asta. Da, sau mă rog, chiar dacă e așa, nici nu știu, nu contează, da. Nu asta contează. Nu contează cine e primul sau cine e al doilea. Cine a făcut o treabă bună sau nu. Aici e ceva ce m-ar interesa. Dar asta e greu să decelăm acum și să spunem, să facem acum topurile valorice și să spunem ceva. Asta e. Tu ai rămas în continuare în domeniu și vreau să te întreb, la un moment dat, în anii 80, tu ai părăsit România. Da, a fost o coincidență. S-au întâmplat, de fapt, în același timp, mai multe lucruri rele care mi-au distrus urma de încredere pe care o mai aveam, fiindcă am mai fusesem plecat, nu odată, în fel și fel de conlucrări artistice, și m-am întors în speranța că lucrurile se vor îndrepta. Mi se părea că așa trebuie să fac și m-am întors. Ei, m-am tot întors și până într-un moment în care am văzut că se înghese atât de multe nenorocire, atât de multe spectacole care erau oprite, atât de multe piese care nu se pot imprima și erau refuzate de cenzură. Chiar pe discul ăsta cu Florian din Transilvania, acolo n-au încăput niște piese și expoziții. Ce să spun, era o atmosferă extrem de nefericită și mă umplea de tristețe. A fost foarte greu. Și atunci, la prima plecare pe care și pe aia am așteptat-o îngrozitor de mult și galerista din New York care mă chema la o expoziție, m-a invitat la o expoziție acolo, a scris, cred că vreme de vreo 2 ani, în toate direcțiile în România, la Consiliul de Miniștri, la fel și fel de instituții, să demarez, să capăt în sfârșit aproparea aceea, a reușit și am plecat și am zis, ok,
nu cu mare tristețe în suflet și cu deznădejde, de fapt. Dar, sigur, nu vreau să mă plâng acum, fiindcă nu e de plâns, dar nici vesel n-a fost, trebuie să recunosc. Cred. Hai să-mi ascultăm o piesă compusă de tine. Acum sunt alegerile tale. Frozen Ignat. Frozen Ignat este o muzică care a fost ascultată de curând. E o muzică foarte nouă. A fost ascultată de curând la premiera filmului Frozen Ignat, care este un film de Dinu Tănase, care a avut premiera undeva, cred că acum vreo 3 săptămâni. Nu, o lună, ceva de felul ăsta. La Cinema Pro, un film foarte, foarte reușit. Cred că rulează prin felurite mall-uri și cinematografe și așa. Da, putem să ascultăm. E ultima muzică, dacă vrei așa. Uh-huh. Ultima muzică înregistrată. Că ușor, ușor intrăm și în actualitate, da. Pentru Mircea Florian. O piesă mai nouă, o piesă pe care tu ai compus-o pentru un film, nu? Da. Hai să vorbim și de etapa asta din viața ta, pentru că nu mult știu, de-a lungul anilor ai scris muzică de film și muzică de teatru. Când ai făcut primul pas în domeniu și de ce ai acceptat o astfel de activitate, ținând cont de faptul că nu e chiar foarte ușor?
Nu e ușor, dar e foarte frumos. Și asta e totdeauna un element determinant în hotărârile mele. Mi-a plăcut să mă subsumez, cum am spus, cred, mai devreme, să mă supun, să fiu serv, așa cum e salutul servus, pentru a face ca piesa, filmul acela, să poate să crească eventual. Nu? Și așa așa m-am apropiat de zona asta. Primul film la care am lucrat a fost filmul unui regizor mai puțin cunoscut, îl cheamă Stelian Stativă. Se întâmpla, cred, în 1969. Cred că a fost filmul lui de debut. De final. Ah, de final. De final, da. Și prima piesă la care am lucrat a fost o piesă regizată de Harry Eliad, culmea, pe scena Casei de Cultură Mihai Eminescu, unde se ținea și clubul de la ora 7, da. Pe care tu știi. Da. Și acolo am început cu teatrul. Acum, sigur, după aceea cred că puține teatre mi-au scăpat. Am lucrat cu foarte mulți regizori și piese din repertoriu românesc și piese din repertoriu universal, lucruri foarte frumoase care m-au mulțumit pe deplin. Și în film și în teatru. În teatru, într-adevăr, cele mai multe piese le-am lucrat cu Cătălina Buzeanu, cu care am lucrat foarte bine. Și regret și acum că au rămas atât de puține urme vizibile și chiar audibile de după aceste producții, după, știu eu, Să îmbrăcăm pe cei goi sau așa mai departe. Dar e o muncă cu totul particulară, fiindcă trebuie să intri în pielea piesei, în carnea echipei, în mintea actorilor cu care lucrezi. Nu rare ori trebuie să îi motivezi să cânte ceva, să înțeleagă într-un alt fel muzica, să acteze cumva pe ritmul unei muzichii, unei atmosfere sonore. Nu e deloc ușor, dar e cu atât mai recompensatoriu. Practic, cum trebuie să procedezi? Citești scenariul, da? Da. Vorbești piesa. Piesa, vorbești cu regizorul și el spune, dom'le, eu m-am gândit la varianta asta, tu îi spui, eu mă gândesc că poate să fie așa și ajungi la un numitor comun. Exact. Doar că nu e doar cu regizorul, vorbești sigur în primul rând cu el, da. Dar într-un final, cândva, ajungi să vorbești și cu actorii. Actorii, fiindcă da. Și au și opinia lor și au și ei chiar, vreo dorință. Că dacă e de pildă de îngânat ceva, trebuie să o îngâne într-un fel care îi permite vocea, el se cunoaște de pildă. Dau un exemplu. Da. Deci e o chestie, e o muncă în care practic aproape cu toți trebuie să vorbești. Care este diferența între a compune muzică de teatru, de film și de public, în cazul nostru de muzică rock? Sunt ceva deosebire. În primul rând, filmul prin natura lui înțepenește muzica pe care ai făcut-o, deci trebuie să fii foarte atent, să fie varianta cea mai bună, fiindcă ea rămâne forever acolo, înșurubată. Pe de-o parte, pe de-altă parte, teatru are, da, are și avantajul și dezavantajul că e maleabil cumva, că se poate chiar reformula un spectacol prin joc prelungit și, dacă vrei așa, prin multe stagiuni în care se joacă. Au fost piese în care Maestru și Margareta s-a jucat ani și ani buni de tot. După observațiile mele, schimbându-se ușor, ușor, niște anumiți parametri.
Dar, mă rog, în hai să zic așa, niște limite acceptabile. Iar cu rock-ul și cu muzicile de scenă, dacă vrei așa, muzicile, mă rog, mai de consum, așa, e că acolo contează, cum să spun, comunicarea instantanee. Dacă cântecul nu e cum trebuie făcut, el nu va fi înghițit de nimeni niciodată. Deci trebuie să aibă, de la bun început, să aibă cumva niște cârlige ale sale, trebuie să aibă o chestie care să-l facă dorit, deci un ce care să-l facă dorit și redorit, și niște versuri poate puțin mai ușor de înțeles. Deși eu nu mă opresc la asta. De fiecare dată încerc în primul rând să scriu ceea ce vine să scriu. Și pe urmă poate mai rafistolez puțin dacă e, într-adevăr îmi dau seama că e mult prea complicat sau e mult prea alambicat sau e cumva poetizarea este excesivă, mai șlefuim, mai temperăm. Ca muzician, ce e mai important pentru tine, muzica sau textul? Păi ca muzician, muzica. Ca scriitor, poezia. Ca muzician, în nici măcar în ghilimele, per total. Per total. Da, înțeleg ce vrei să întreb, dacă are, cât de important e un text, să zicem, o poezie, atunci când scrii, că sunt muzicieni atunci care, când scrii muzică. Pentru ei muzica nu contează foarte mult și se bazează mult pe text, alții au textul doar ca, așa, un bonus la muzică. Nu, nu, la mine chiar e important, dar, nu știu, eu cred că amândouă sunt egal distribuite. Atunci când scriu atunci când scriu câte ceva, fiindcă nu știu, așa sunt, de fapt sunt foarte aproape de amândouă aceste discipline artistice și mai sunt și altele. Uneori mă gândesc și cum trebuie să arate mișcarea și poate dacă e nevoie de coreografie și de niște dansatoare sau dansatori, poate e nevoie de știu eu, poate un moment de circ, la un moment dat, țin minte, dar asta se întâmpla iarăși pe undeva până în începutul sau la jumătatea anilor 70, la un spectacol al Teatrului Țăndărică cu muzică, în care cântam și eu, aveam și un moment în care pe catalige trebuia să fac un moment de dans pe catalige. Și ieșea foarte bine. Și în spate, chifiruc îi dădea tare din puteri. Așa, spre încântarea celor care ziceai că da, se miră. Ai deschis un subiect pe care vreau să-l ating, e adevărat, un pic mai târziu, dar hai să-l discutăm acum. Practic, mai ales prin anii 80, concertele tale nu erau practic concerte în care vedeai unii pe scenă care cântă, nu știu, o oră jumate și pleacă acasă. Practic era așa o, cum să zic, o reprezentație, era așa ca un fel de teatru rock. Corect, absolut corect. Cu îmbrăcăminte un pic mai sofisticată, cu tot felul nu, de mișcări. Nu, cu îmbrăcăminte care mi-o schimbam. Da, 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 asta zic, da. Da. Era de fapt încercarea mea de a face teatru muzical. Ah, asta era, și era în scenare, era deci o tramă dramatică chiar, abia dacă stăteai să urmărești piesele așa cum curgeau unele după altele, avea un sens și o poveste acolo și era sigur poezia, era și muzica, erau toate acolo. Tare păcat este că n-a rămas absolut nimic înregistrat, mai ales pe partea video, să vadă oamenii în acest moment cum se desfășura un eveniment. Da. Eu sunt turbat, într-adevăr, da. Și foarte mirat pe de altă parte, că am dat sfoară în țară și o dau și acum către toți cei care cândva i-am, parcă îi vedeam așa în zare acolo în public cu câte o cameră
de aia grea, mare, cu VHS pe aia. Mai țin minte, se chema Panasonic M1, parcă. Ah, Panasonic, aia, Panasonic, da. M1, da. Și care trăgeau pe casete, pe casete VHS. Așa e. Tot felul de chestii din concert. Ei bine, eu nu am nici o urmă, da, video a vreunui concert de felul acesta și îmi pare foarte rău că aș face o chestie simplă, l-aș face public, nimic altceva. Da. Chiar n-ai absolut nimic video, nimic, nu? Video. Nimic. Absolut nimic. N-ai apucat să trăi nici cu TVR-ul, absolut nimic, nu? Nu, nu, nu. Culmea este că, da, TVR-ul am imprimat din perioada folk Podul de Piatră și ce știu, da, ce, tot felul de alte piese frumoase, pe care Doru Ionescu le-a regăsit, le-a dat, la nu știu ce, foarte frumoase. Dar, pe urmă, e o gaură uriașă, da, fiindcă Ceata Melopoică nu-i interesa, Florian Labirint nu i-a interesat, Florian din Transilvania cu atât mai puțin, că, da, era complet țăcănită, da, și atunci n-a, da, tras din nimeni, păcate, nimic. Da. Dar în perioada aceea de cluba, știu că acolo se mai înregistrau din când în când. Nu. Nu s-a înregistrat nici acolo. Nu? Acolo s-a tras la festivalul, la festivalul din 70 și exist eu mergând pe scenă atât, fără sunet, fără nimica și, aha, la mai e un alt moment de care stau pe scaun și... Dacă vede cineva, zice că ești din 1914. Poate să fie, da, din 1814, da, nu, da, contează. Dar important este că, bun, e Mirel Leventer, da, el a, da, fost Mirel, cel, care, da, cel care le-a prins și bine a făcut, îi mulțumesc și pe calea asta, dar e foarte puțin și, pe urmă, a mai existat trasă, aflu că a mai existat tras și festivalul de la Sala Palatului din 81, a Club, 81, Club A, da, unde am avut un spectacol foarte frumos cu Corin Vampirul din Flacon și Merele de Aur, un spectacol în care juca și Horațiu Mălăele. Eram, de fapt, doi actanți, el și cu mine, și o întreagă trupă în spate cu, mă rog, cu Costin Petrescu, cu cine mai era? Era Sorin Baroții la clape, era Beno Alexandru la vioară și mai era Crețu la bas. Și Mihai Crețu la bas. Și acea chestie a fost trasă, cică, și pe urmă, nu știu cum s-a întâmplat, a dispărut, nu mai există. Ceva, o aiurea de felul ăsta. Așa că, iubiți ascultători, dacă aveți vreo casetă video pe undeva pe care se ițește puțin din vreuna din formulele astea de care tot vorbesc astăzi, dați-mi un semn și vă voi fi veșnic recunoscător. Mulțumesc frumos! Dar vorbesc serios, fără, da, glumă acum. Deci tu ai plecat din țară prin 85... 5. Nu, scuze-mă, nu. 6. 86, da. Nici nu mai știu, 85 sau... Parcă 85, nu mai știu, dar acolo. Nu știu, știu că ne-am întâlnit noi la un moment dat înainte să pleci undeva pe Calea Moșilor. Dar nu mai țin minte ce... Ți-am dat ceva din partea celor de la Club A, de la clubul de la ora 7, dar nu mai țin minte, sau ceva muzici, în fine. După care tu nu te-ai mai întors până în 90, nu? Da, nu m-am întors până în 90. Când am început să mă întorc, imediat... Deci tu ai plecat unde? Unde ai rămas, practic? Eu am rămas în Statele Unite. În Statele Unite. Am stat acolo ce am stat, dar cumva Europa mă atrăgea, cu toate că încă ideea de Europa Unită nu exista, nici măcar nu visam la ea, dar mie îmi trebuia Europa din motive bioenergetice, nu știu ce va se întâmpla. Și așa că m-am întors acasă în Europa și m-am oprit în Germania și în 1990 veneam deja cu ajutoare pentru România. Pentru Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu, în primul rând, pentru niște cămine de bătrâni prin Ardeal, prin Transilvania. Și abia în 91, deci, da, nu abia, 91, deci un an după decembrie 89, am revenit cu într-o formulă cu Phoenix, așa cum plecaseră ei, fiindcă ei atunci când au plecat
noi aveam concerte mereu împreună, mulți ani am mers împreună, eu având partea întâi a spectacolului și partea a doua erau ei. Și ultimele lor concerte care au fost pe stadion la Tulcea, parcă, și pe urmă la Constanța, le-am făcut împreună și după care ei au dispărut din România pentru 14 ani. Am hotărât, de fapt, Phoenix-ul a hotărât că ar fi frumos să facem, să reînodăm această poveste și așa se face că am avut un concert de mare clasă undeva pe un tăpșan în spatele Palatului Copiilor. Da, atunci în 91. În 91, da. Da. Și chestia asta s-a mai continuat și cu un alt turneu care l-am făcut și la, în marile orașele țării, la Iași, la Cluj, la Timișoara, parcă. Da, da, da. Asta toate trei și parcă încă și ceva, Craiova, Constanța, nu mai știu exact. Și încetul cu încetul am revenit să cânt și am mai cântat, dar nu atât de des și nu atât de bine și nu atât între timp murise unul din colaboratorii mei, Valentin Andronescu, și ceilalți, sigur, au trebuit să-și găsească alte formule. În fine, n-a fost simplu. Dar am continuat să cânt și am fost aici prezent cu o mulțime de alte lucruri. În primul rând, până în anul, până la sfârșitul anilor 90, de Paști și de Crăciun, veneam cu, conducând eu, stând în fața unui convoi de multe tiruri, care aduceam în țară fel și fel de lucruri importante și foarte folositoare la vremea aceea, cum ar fi de pildă aparate pentru operații de transplanturi de piele pentru copii, fiindcă erau foarte mulți arși și uite așa. În fine, o perioadă despre care n-am vorbit până de curând, n-am vrut. Mi s-a părut că e o poveste destul de intimă și nici acum o povestesc așa, destul de întrecere. Îți propun să-mi ascultăm o piesă, una tot așa destul de nouă. M-am uitat un pic, că nu o știam, e legată tot de un film, am înțeles, nu? Care din ele? Cu Bypass. Da, păi ăsta e un film foarte bun al lui Nap Toader și care el a apărut acum vreo 2 ani. Sau 2 ani, da, 2 ani. Un film foarte reușit. Și asta, mi se pare, dacă e... Ia să văd ce e acolo pe playlist. Da, eu cred că este chiar... 03 Bypass. Chiar, așa se cheamă filmul, dar e finalul filmului. Da? Chiar finalul filmului. Hai să ascultăm aici la Istoria Rockului, apoi urmează un scurt buletin de știri, după care ne întâlnim cu ultima oră alături de Mircea Florian. Fierbințeala mea din piept, curăceală să o sting, și răcoarea ce mă îngheață, să o frig aș vrea. Vreau cu tine ceva viață, aștept să nu mă minți, să nu spargi ce e al nostru, să mă uit vărsându-mi duhul drept în ochii tăi cu minți. Cerul
stelat deasupra frunții. Fără niciun capăt drumul, ce-a cotit-o și se zbate. Vreau ca tine ceva viață, mă aștept să nu mă minți, să nu strici ce avea făcură, să mă uit văzând trecutul drept în ochii tăi cu minți. Fioroasă întrebarea, încărcat de Dumnezei, stau și crudă nemișcarea, pare scoasă din temei. Vreau în mine ceva viață, curgă-mi zilele fierbinți, să se facă tot ce-i vis chiar, să răsti clin văzducul, fiu în ochii tăi cu minți. Ultima oră, istoria rockului cu Mircea Florian, invitat live pe 98,3 FM, apoi urmează, așa cum v-am spus ceva mai devreme, după știrile de la 12 noapte, albumul săptămânii, și pentru ediția de astăzi v-am pregătit un produs din zona rockului progresiv al anilor 70, un album mai puțin cunoscut, semnat de o trupă care la vremea respectivă, ca și Mircea Florian, era considerat așa o ciudățenie, mai ales că era din Suedia. Gândeai că în anii 70 o trupă suedeză cântă rock progresiv, era așa, da, o ciudățenie totală, da. Ai plecat, rămăsesem la discuția asta, pentru că mulți, într-adevăr, nu mai știau nimic de tine, nu se făcea vâlvă când pleacă cineva în acea perioadă. Ai plecat în 86, te-ai reîntors în 90 și ai avut așa o activitate live, nu foarte consistentă, dar așa cât de cât ca lumea să-și mai aducă aminte de tine, după care iar ai dispărut, așa din peisajul ăsta rock. Da. Și îmi spuneai mai devreme că te-ai ocupat câțiva ani de alte activități, în general umanitare. Nu neapărat, da, mă rog, ok, umanitare o fi și ele, de fapt eu le-aș zice activități socioculturale. Socioculturale. Dar nu ele m-au ținut departe de scenă, ci, cum să spun, shift-ul ăsta, translatarea asta a atenției publice asupra unor produse sau asupra unor producători care, da, făceau lucruri foarte comerciale. Adică o vreme destul de mare, destul de lungă de timp, mi s-a părut că sună foarte prost, că nu merită. Înțelegi?
nu era bine, sigur că nu era bine și mi-am dat seama că trebuie să depășesc deznădejdea asta și impresia asta și am început să cânt mai des, în orice caz am început să mă las implicat în niște proiecte, am fost invitat de pildă acum, deja sunt mulți ani, vreo 10 ani în urmă, de Șucar Colectiv să cânt cu ei și am și făcut-o. Atunci i-am cunoscut pe cei de acolo, în primul rând pe DJ Vasile, pe Lucian Stan, pe Mațe, pe Andrabur, pe, în orice caz, pe Tamango. Am cântat cu ei felurite locuri, așa. Și a fost foarte interesant. Ulterior, chiar în formula actuală cu care cânt, care e o altă trupă care se cheamă Tatăl Nostru, în această formulă, și mai e o altă formulă care se cheamă Floriman, cânt cu, și cu DJ, cu DJ Vasile, de pildă, și cu un violonist absolut senzațional, care este muzician, de fapt, foarte bun, care este Andrei Dinescu, cu Horațiu Șerbănescu, cu, mă rog, cu mai mulți, cu Dragoș Andriana, care e un instrumentist fabulos pe un instrument care românii l-au pierdut și care mai există în alte părți în Europa și care este instrumentul, se cheamă hardy-gardy, a existat și în România. Nu mai e. El însă încearcă și el să-l recâștige, să-l reintroducă, să cânte în orice caz la el. Deci n-a fost chiar așa o dispariție de pe scenă și în niciun caz nu era la concurență sau nu s-a bătut cap în cap interesele mele socioculturale cu asta. Au mers foarte bine în paralel. Da, zona asta a acțiunilor culturale m-a bântuit tot de prin la începutul anilor 90 și, de fapt, și prin faptul că încă dinainte, deci înființată undeva pe la jumătatea anilor 80, pe sfârșitul anilor 80, a existat și există în final, în continuare, o asociație culturală care se cheamă Deutsche Rumänische Kulturbegegnung și care această asociație a făcut posibilă la început de 90, imediat după eliberare, să zic așa, să prezinte cultură românească de cea mai înaltă calitate în Germania, prin prezența unor artiști plastici precum Perjovski și Mihălțeanu și o mulțime, nu vreau acum să repet lista, au fost și muzicieni foarte interesanți, inclusiv frații Petreuș, care mai trăiau amândoi la vremea aceea, Maia Morgenstern, Ovidiu Bosepaștina, ce să mai spun, foarte mulți oameni de foarte bună calitate, într-un proces și într-o mișcare de pendul cultural, în care, pe urmă, la câțiva ani am adus în România o sumedenie de artiști foarte importanți germani, care au avut treabă prin muzee, prin sus la pe terasa la Motoare, acolo când mai funcționa la vremea aceea, și săl de teatru, fel și fel de, depinde de arta pe care o făceau. Ori această acțiune s-a continuat o bucată bună de vreme, acest pendul cultural, în dorința mea de a apropia două culturi europene și de a, într-un fel, dacă vrei, de a pregăti și de a înlesni, într-adevăr, ceea ce s-a și întâmplat, și anume această comasare, această adunare, acest conclav și colocviu al țărilor europene în cadrul comunității europene. După ce s-a întâmplat asta, prin 2007, am translatat toată, hai să zic așa, structura asta organizatorică în România, unde există și astăzi Fundația Mircea Florian,
care face în continuare aceeași poveste. Încearcă să adune oameni în jurul unor idei culturale, să facă cunoscute culturi mai puțin cunoscute, cum e de pildă cultura României în țările Europei, și de a aduce în țară alte culturi și de a încerca să facem o punte între aceste culturi foarte importante de felul lor, dar, din păcate, necunoscute în esență. Cumva. Și asta numesc eu, de pildă, o acțiune socioculturală. Pe de altă parte, acțiunea socioculturală este, de pildă, și salvgardarea și păstrarea unor tradiții. Încercăm, de fapt, nu fac nimic din toate astea singur, încercăm să salvăm tulnicul de la pieire. Tulnicul este un instrument simbol pentru români, însă, din păcate, puțini au mai văzut un instrument, puțini au mai auzit un instrument. Și această situație trebuie să se repare. Facem anual, deja de câțiva ani, o tabără în Munții Apuseni, unde copii, tineri, adolescenți pot să învețe instrumentul. Vin toți cei interesați de această relicvă, care însă are, după părerea mea, un viitor strălucit, poate avea un viitor strălucit. De fapt, chiar așa se cheamă un slogan al acțiunilor, tulnicul, un străvechi instrument cu mare viitor. Și la fel și cu drâmba și cu multe alte instrumente practic aproape pierdute și unele chiar pe vecie, cum ar veni, chiar vorbeam de lira de adineori, de acest hardy-gardy care a existat aici și din păcate nu mai există în niciun fel, nici măcar amintirea lui nu mai există. Și tot socioculturale sunt încercările noastre de a învăța, de a vedea ce înseamnă natura, de a o cunoaște, fiindcă toate aceste tabere de vară înseamnă și drumeții, înseamnă și cunoașterea istoriei locurilor și a naturii propriu-zise, a plantelor de acolo, a florii, a diversității biologice. Uite, astea sunt, dacă vrei așa, socioculturalele de care vorbeam. De tip Mircea Florian. De tip Mircea Florian. Dar nu sunt de tip. Eu sunt de interes. Nu sunt puțini cei care sunt interesați totuși de aceste chestii. Vă propun să-mi ascultăm o piesă pe care n-am difuzat-o până acum. Este tot alegerea ta, de care bănuiesc că, adică, sunt sigur, n-am ascultat-o niciodată. Se numește Mor, cred. Da. E o piesă foarte, cum să spun, emoțională. Mie trezește ceva greu de definit, fiindcă piesa vorbește despre moarte. Dar la modul lejer și la modul destins și la într-un fel care, de fapt, dacă vrei așa, dă cu tifla persoanei astea cu coasa. Coasa, da. Hai să ascultăm aici la Istoria Rocului o piesă pe care ai compus-o când? A, asta e mai veche. Cred că n-ai auzit-o, nu știu de ce n-ai auzit-o, și din cauza că probabil că astfel de piese n-au cum să intre pe o mulțime de radiouri comerciale sau decât dacă e vreun nebun pe acolo. Ok, hai să ascultăm aici la Istoria Rocului. Thank you.
să crezi în nemurire. Și să nu crezi să vezi aceste lucruri, să nu le vezi, să mă întreb de moarte, să nu mă întreb. Aș vrea sentimentul groazei izbucnește în lacrimi, capătul cărării pare o rară stea, înzecit puterea ce ți auzi voi da, ce ți auzi. Crezi în nemurire și să nu crezi, să vezi aceste lucruri,
Ora 23 și 22 de minute. Mai avem vreo 37 de minute de vorbit. Cred nu că ne ajunge. Nu ne ajunge, sigur, dar îți promit că o să fie și partea a doua. Okay. Tu pleci în scurt timp în Germania. Plec pentru scurtă vreme, dacă trebuie să... Da, dar te întorci, nu? Sigur. Da. Te mă întorc, fiindcă am, în primul rând, trebuie să spun și asta, tot socioculturală e și treaba asta. Predau aici la mai multe universități tot felul de discipline. Ah, asta, chiar asta am vrut să te întreb. Cu ce te ocupi în acest moment? Păi, în acest moment mă ocup... Ești chiar profesor, nu? Sunt profesor, da. Predau un curs de artă cinetică la Universitatea de Artă. E singurul curs de felul ăsta din toată România. Mai predau și la UNATC un curs de muzică de film. Acolo am predat și sound design și light design și multimedia și artele spectacolului. Același curs, cumva diferit, era, îl am și la Politehnică. De asta, disciplina de asta. Da? Da. Dar cum decurge un curs la un ATC cu tine? Te duci, ai 20 de elevi care stau în bancă, nu? Sunt așa de mulți, sunt mai puțini. Mai puțin? Sunt mai mici, sunt 5-6. Așa. A, sunt puțini. Sunt puțini, da. Fiindcă sunt, lucrez cu regizori. Regizor de film. Știau de tine? Îți dai seama. Nu toți, dar unii știau. A, unii știau. Ba chiar unii din școală au venit la mine să mă roage să joc, să facă filme despre mine, cu mine. Și, da? Da. Eu mă gândeam tot că din stau... școală, stai să spun o chestie și mai interesantă. Tot din școală s-au găsit unii, niște regizori, niște oameni de film mai tine, să facă un film despre Sorin Chifiriuc. Da? Foarte frumos. Greu de găsit foarte. Sorin, okay, da. Da, dar foarte frumos film. Da. Și ei știu, să știi că știu, da? Nu puțin. Știu. Eu mă gândeam că se gândesc, aoleu, iară vine ăla, aoleu, ne aduce aminte de anii 80. Știu cum eram noi, tot așa, aoleu, moșii ăia care tot ne spune de cum erau. Știi? Dar e mare un lucru că au auzit de tine. Asta e una la mână și doi la mână e într-adevăr, și eu mă amintesc deseori, tot felul de răzdrăvăniri de felul ăsta, cum ne comportam noi cu oamenii ceva mai în vârstă. Așa, da. Dar pe de altă parte trebuie să recunosc și un avantaj fenomenal al acestui contact. Fiindcă te poți încărca cu foarte multe lucruri noi și cu o energie care este numai a oamenilor tineri. N-ai scăpare. Și din punctul ăsta de vedere, beneficiul este biunivoc. Amândouă taberele, ei și cu mine, câștigăm. Win-win. Da, și mă și obligă să învăț foarte multe. Am și acum, în afară de asta, există și un proiect de cercetare în inteligența artificială în care m-am implicat, un alt proiect de cercetare pentru sisteme de antrenamente, multe, foarte multe lucruri, care mai de care mai curioase și mai... Și bineînțeles că scriu muzică în continuare pentru că am acum niște concerte. Următoarele concerte vor fi pe 22 și 23 la... Martie. Martie, da. Câteva zile. Da. La Râmnicu Vâlcea. Și în cadrul unei acțiuni mai mari, care este de fapt o acțiune iarăși europeană și este Ziua Europeană a Poeziei. Deci am foarte Dar când singur, practic, da? Nu, trupă? Nu. De data asta va fi o trupă mai redusă. De fapt, vreau să cânt cu cineva cu care cânt mai rar, dar cânt foarte bine, și anume cu Dixie Krauser, de care am mai vorbit. Dixie Krauser, da. Am mai vorbit astăzi. Și care vine din Germania peste câteva zile. Și mai repetăm aici și abia după aceea mergem acolo cu trupa mai lărgită, care conține, cum spuneam, și pe Andrei Dinescu și pe DJ Vasile, pe Lucian Stan și pe Horațiu Șerbănescu și încă niște tulnicari tineri pe Manca, Florin Manca, de pildă.
e unul din ei, și Șinii Șetulni, care este din Apuseni, fiindcă e o echipă amestecată. Așa îmi place să cred că așa trebuie să lucreze. Sunt și tulnicărese tradiționale. Tot formula asta am fost până și la festivalul de film de la Berlin, la Berlinale, cu vreo 6 ani, și a fost un succes deosebit. Cum se numește trupa? Trupa se cheamă Floriman. Ah, Floriman. Ți-am amintit de ea din nou. Da, da, da. Pentru o formulă mai strânsă și cu altă componență și așa, se cheamă Tatăl Nostru și uite așa. Florian din Transilvania nu mai există. Florian din Transilvania ca atare nu mai există, însă tocmai am apucat să vorbim despre proiectele clubului A, care și el sărbează acum 50 de ani. Da, anul viitor. Anul viitor, nu? Da. Da. Da, de fapt, în 68 au început primele gânduri să se nască, sau mă rog, a fost conceput, dacă vrei. Bine, așa? Acum bănesc că e un pic cam târziu, că ceea ce se preconizează a fi aniversarea clubului presupune multă muncă și nu știu dacă totuși anul acesta va fi posibil să fie totul nu. Pus la punct. Da, nu? Da, da, nu. Ele, de fapt, chiar sunt planificate pentru anul viitor, dar da. Eu totuși... Unde vei participa, sigur. Și o să participi. Și vei să participi și cu Florian din Transilvania, exact. Nu? Chiar cu ei vreau să fac și chiar o să caut acum să văd cum real cătuiesc echipa. Păi, am în Canada... E, nu, stop. Cu cei cu care mă găsesc, fiindcă, de pildă, Valentin Andronescu chiar nu pot să-l readuc pe scenă, din păcate. Cu toate că tare mi-ar nu știu, face. Horatiu Rad pe unde Horatiu mai Rad, e? Rad, ci că e pe undeva la Govora, dar eu n-am ajuns acolo, nu l-am găsit. Nu știu, că să-l caut eu pentru tine. Caută-l, te rog. Mesei ar veni pentru tine din Canada, da. El vine destul de des în România. Știu. De Cimpoierul nu mai știu absolut nimic. Cimpoierul a dat de el, de Dan, a dat un prieten. Să vedem ce o să se iasă. De fapt, se ascunde cumva. Are o viață foarte interesantă. E un fel de Kifi 2. E mult mai rău. Dar nu știu unde este. E Anglia. Am plecat în Anglia, dar nu știu unde anume. Asta e o poveste. Deci există varianta ca Mircea Florian să revină anul viitor pe scenă. Da, cu Florian din Transilvania, dar până atunci eu am toată vara, mai am concerte, mai am... Unde mai e? Ai 22-23 la Vâlcea, apoi? Și pe urmă avem în București un concert și să vedem. Încă deocamdată astea sunt singurele lucruri fixe. Da, o să fac cumva să se știe. O să le trecem în Facebook, care este o gazetă de perete... Da. Foarte utilă uneori, alteori o nenorocire cu pene și care cotcodocește. Da, asta e. Însă mai e ceva care poate trebuie să povestesc, și anume că mă tulbură foarte tare, într-adevăr, lipsa unui proiect de țară. Și lipsa unui proiect de țară, în primul rând, cultural. Sigur, lipsesc foarte multe și sunt foarte multe de făcut. Nu e ușor, știu și asta, însă trebuie să existe cumva în poporul ăsta, pentru care eu am mare respect și, de fapt, trebuie să mai fac o mărturisire. M-am întors să țin și cursurile astea, exact așa cum scrie la carte, pentru a da înapoi ceva care mi s-a dat. Acum mă întorc la ideea care vreau să spun. E neapărat nevoie de un astfel de proiect și e nevoie de oameni care să se țină de acest proiect, nu doar să îl enunțe și să ne povestească ce și cum. Ori eu deocamdată nu văd deloc ceva care să se alcătuiască în acest fel. Și asta este o mare tristețe, o mare dezamăgire, și nu știu cum să fac să trezesc eventual în concetățeni dorința de a îndrepta cumva lucrurile. E prost și faptul că nu există o forță politică în contrapartidă, în balanță, ca să zic așa.
Este un lucru grav, da, e foarte grav. În schimb, ascultăm o altă compoziție de-a ta, Ana. Bun. E o muzică, tot o muzică de film. Muzica unui film al lui Alexa Visarion, un film care se ocupa de un mit, și el, mit, care este meșterul Manole și Ana lui. E un mit despre sacrificiu, despre puterea sacrificiului. Hai să ascultăm. Ok, hai să avem aici totul sub egida Mircea Florian. Istoria rockului cu Lenzi Chiriac. Da, am avut destul de multe piese sub formă de coloană sonoră. Uite, chiar mă gândeam de ce la noi nu există CD-uri cu muzică de film, cu muzică de teatru. Sunt foarte mulți, ai văzut afară, periodic casele de discuri sau anumite companii scot muzica de film sau muzica de teatru. La noi, practic, n-ai de unde să faci rost de muzicile astea. Piața nu e încă suficient de coaptă. Piața nu cere astfel de lucruri. Sau dacă tu le propui, cred că au chiar existat câteva încercări mici. Știu sigur că Ucino a scos un CD cu muzici din filme, dar adminteri interesul este redus. Cu toate că putem să auzim lucruri absolut senzaționale. Ce am auzit adineori a fost clarinetul lui Aurelian Octav Popa, cel mai bun clarinetist pe care îl avem și cu care lucrez de multă vreme. Culmea este că una din producțiile pe undeva în 81-2 pe acolo, un alt film al lui Alexa Visarion și care se chema Înghițitorul de săbii. Da, mi-aduc aminte de l-am făcut tot cu aportul clarinetistului Aurelian Octav Popa, absolut senzațional. Mircea, ești de ceva ani în țară, nu vii așa din când în când să stai, nu știu, o lună pe an, cât să nu poți să-ți dai seama. Cum ai găsit scena, hai să nu zic numai rock, da, în principal rock, față de cum ai lăsat totul? E mult mai profesionalizată, asta e și foarte bine, dar asta e și foarte rău, fiindcă, într-adevăr, odată intrat în malaxorul ăsta, trebuie să câștigi bani. Trebuie, deci nu merge să... nu mai ai timp, de fapt, să faci experimente, nu mai ai timp să faci ceea ce poate îți place și asta nu e foarte bine, nu? Sau așa mi se pare mie, poate greșesc. În orice caz, e o lume care
capătă, are carne, care are contur, care produce lucruri nu puține de mare valoare. Că tot vorbeam de Club A, a fost o perioadă acum vreo 2 sau 3 ani în care am fost într-un juriu în care permanent, preț de, cred că vreun an jumate, am fost în fiecare săptămână în Club A ca să ascult trupe de rock care se perindeau acolo. Au trecut trupe noi, vreau să spun. Da, da, da. Și au trecut acolo câteva zeci, poate chiar spre sută. Nu mai țin minte, dar în orice caz foarte multe. Și mi-am făcut o impresie și nu, impresia nu era deloc rea. Deci asta e răspunsul meu. E ok, însă n-ar fi rău dacă cumva s-ar trezi în acești oameni tineri și dorința să spargă zăgaze și să spargă cochilii și să iasă puțin din formule și, în orice caz, să evolueze, să facă să evolueze genul, să-l facă poate mai potrivit pulsului acestui timp. Că muzica, sigur, ea e muzică, dar ea nu mai există sau nu mai poate să existe doar ca atare. Ea, fără un înconjurător, fără o coajă care să o potențeze, aproape că nu mai e. Și asta mi-aș dori mult să se întâmple. Adică prefer concerte care să conțină elemente mediale, care să conțină alte arte, iartă-mă, și să ne dea imagini mai complexe despre ceea ce vreau sau ceea ce vor să ne spună cei care sunt pe scenă. Mi-aduc aminte că până în 89 fiecare trupă încerca mai tot timpul să iasă un pic în evidență. Fiecare încerca să vină cu ceva, să fie altfel decât alții. Acum cam toată lumea se aliniază unui gen, toți se îmbracă la fel și toți cântă cam la fel. Ei, nu, nici așa. Încearcă și ei, sigur, să se distanțeze unii de alții, normal, să-și exprime parametrii proprii. Dar nu ajunge încă. Adică, mie îmi lipsește încă ceva. Da. Asta e. Spune-mi ce părere ai despre ce se întâmplă în mass media din România legat de muzica rock. Până în 89 lucrurile erau clare. Era un singur post de radio, o singură televiziune. Mai bine nu vorbim despre asta. Da, deci era clar, era o emisiune, da, două de radio, da, o emisiune, două de televiziune și n-aveai alte variante. Da, da, era o tristețe maximă, care nu, aproape că nu vine, nu-mi place să, nici măcar să-mi amintesc. Deși, sigur, știu multe lucruri și am și povestit și azi câte ceva despre acele vremuri și sunt oricând gata să deschid punga cu amintiri. Dar nu știu dacă trebuie să, cum să spun, să discutăm în contrastând acea vreme cu vremurile de astăzi. Sunt cu totul alți parametri în care funcționăm, în care nu, totuși poți să spui tot felul de lucruri, nu te prea împiedică mai nimeni. Însă trebuie să ai un alt fel de dialog cu publicul. Asta e părerea mea. Nu cred că ajunge doar tu cânți, ăia te ascultă. E altfel. Nu știu, nu-mi rămâne decât, sau mă rog, îmi vine în cap acum o singură chestie, să-mi amintesc că în concertele mele eu cobor foarte des în public ca să văd, să intru în discuție cu ei altfel decât de pe scenă. Sigur, poate nu e un exemplu, cine știe ce grozav, că, cum bine ai spus,
sunt mai particulare spectacolele sale mele, dar cam așa cred că ar trebui să se petreacă, hai să zic așa, în principiu, lucrurile pe scenă rock românească. Înțeles. O să ne întoarcem doar o singură dată în perioada de dinainte de 89, pentru că vreau să te întreb, am vorbit cu foarte mulți muzicieni care au avut o activitate intensă până în 89, nu a existat practic muzician care nu s-a plâns de cenzură, care nu s-a plâns de tot felul de mici frecușuri din partea autorităților și așa mai departe. Și am vrut să te întreb și pe tine dacă ai avut parte de astfel de evenimente. Cumva ți-am și spus, atunci când am plecat era din cauza nenumăratelor frecușuri și nenumăratelor obstrucții și nenumăratelor piedici și, da, frecușuri e chiar foarte drăguț spus. Se închideau, pur și simplu, te interziceau. Am avut parte de astfel de lucruri. A fost o celebrul caz al festivalului Primăvara Baladelor, când noi am avut un spectacol și în sală se aflau somități ale vremii, Nicu Ceaușescu era acolo, Adrian Năstase, Adrian Păunescu și Jean Maurer. Și a ieșit un scandal teribil, fiindcă, sigur, eu nu m-am putut opri și am cântat așa cum cântam de obicei. Erau piese destul de dure și atunci când cântam și cu Dorin Liviu Zaharia, el avea un cântec care se chema, avea un refren, trăiască atunci militarismul, cultura fizică și sportul. Ori tocmai astea erau cuvintele cheie exact ale acelui moment în care se reintroduseseră sau se reinventaseră sau se inventaseră gărzile patriotice care te puneau și, mă rog, erau niște hotărâri care te puneau să faci trageri, băieți și fete, să exersezi împușcarea unui alt om și uite de chestii de-astea. Și nu ne era proprie această formulă și am spus-o și am cântat. Ne-am cântat cântecele. Eu aveam un cântec care se chema Declarație despre problemele păcii și ale războiului. Nu mai spun ce text avea ca să... Da, în fine. Erau complicate. Și da, am avut situații destul de dure, dar nu știu dacă ele erau cele care contau foarte tare. Eu le simțeam pe piele, mă dureau, sigur că da, dar multă vreme am știut să le scutur așa ca pe o scamă de pe umeri și să nu trăiesc directa lor acțiune, încercând cumva să le escamotez. Să scap pur și simplu așa, nedându-le importanță. Și am reușit. Și foarte mulți dintre colegii pe care îi cunoșteam practicau aceeași metodă ca să scape de permanenta presiune a sistemului, poftim. Tu ai, de-a lungul anilor, ai tras foarte multe piese, ai și ceva albume, nu așa de multe cât ar fi trebuit, dar ai foarte multe piese. Unde se pot găsi ele? Păi, bună întrebare. Deocamdată nu se prea pot găsi decât le am eu. Dar niște domni foarte bine intenționați, urmează să producă un disc cu toate aceste, adică un CD cu toate aceste piese, care vor fi la momentul respectiv, când va fi totul gata, vor fi puse cumva pe piață. Nu știu dacă direct sau printr-un shop online sau online, ceva de genul ceva ăsta. De felul ăsta. De exemplu, da? Tainicul Vârteș, da? Nu te-ai gândit să-l scot și în format de CD? Eu, personal, trebuie să-ți mărturisesc că nu mă gândesc la lucrurile pe care le-am făcut deja și care sunt deja închise, cum ar veni. Însă sunt, într-adevăr, oameni care lucrează și în sensul ăsta, da.
tainic, da, pentru că sunt oameni care ar vrea să facă rost de disc. E corect. Discul e practic imposibil să-l mai găsești. Și atunci ar dori măcar CD să-l aibă. Da, e corect, e corect. Ei se ocupă și sunt unii care, alții, care se ocupă și de chestia asta. Deci vor apărea la un moment dat toate aceste lucruri, într-adevăr, în format digital, spre bucuria mea, dar nu neapărat spre... Nu mi-am dorit neapărat doar asta. Asta eu mă ocup de în viitor. Da. De piesele care trebuie să le mai scriu și care... Ai în plan un nou album? Am în plan noi producții și spectacole noi. Dacă vrei așa, Tainicul Vârtej a fost întâi un spectacol înainte de a deveni un disc. Și așa se va întâmpla probabil și cu lucrurile care urmează. Deci, practic, activitatea de muzician nu încetează. De cum o să chiar dacă încetez? Ai statut de profesor acum. Aolea, sigur că, sigur că nu încetează. Cum o să încetez? Dacă n-ai avut norocul să te înregistreze cineva video până în 89, nu te-ai gândit să faci acum un DVD? Să-ți aduni așa din foștii muzicieni să dați păi un concert? Păi și ce să facem? Să ne facem nou playback? Să facem... ce să facem? Nu, cameo, se cheamă cameo când... cameo, adică de-astea, apariții tu în, jucându-te pe tine. Să aduni cât mai mulți din cei cu care tu ai lucrat de-a lungul anilor și să vă registrați măcar acum un show. Măcar varianta nouă să existe. Dacă n-a existat. Mai curând sunt interesat să cânt cu noi, sau mă rog, cu, dacă ne strângem la un loc să cântăm întâi, după care vedem. Poate ar fi și așa o idee. Uite, chiar și cu Sorin Chifiriu. Da, ar putea să fie o idee. Măcar așa, dacă nu e varianta trecută. Da, este. Deci, practic, anul ăsta ai ceva activitate live. Am și în București unde o să cânti? Nu știu încă. Nu mă ocup de chestia asta. Probabil că la un club, un pic mai mărișor, dar... Da. Și vei cânta doar piese mai noi sau te vei întoarce și în timp? Nu, eu cânt și niște piese mai vechi. Firește că nu are sens să... Sunt lucruri interesante și frumoase care merită să le mai reiei. Dacă e să tragem o linie, ce crezi tu că ai rezolvat cel mai bine în muzică? De la înființare și până în prezent. De la înființarea mea? Da. Da. Ca muzician. Păi, cred că ți-am și răspuns. Am arătat cât de importantă e căutarea. Și drumul spre căutare. Asta e, de fapt, cel mai important lucru. Și curiozitatea de a căuta. Asta e tot ce mă interesează. Pentru a putea comunica cu oameni. Asta e. Dacă e să te întorci acum în timp, ce ai fi făcut altfel ca lucrurile să meargă și mai bine pentru tine? Nu știu, cred că nu, era imposibil să fie făcut ceva. Mai e ceva foarte interesant. Eu cred în bucle. Cred într-o teorie a lupurilor, a buclelor. Dar îmi dau seama că ele au aplicabilitate foarte redusă asupra speciei umane, fiindcă buclele, chiar cele mai mici, sunt mai mari decât viețile noastre. Și atunci e mai greu să te lupți cu buclele. Ce aș fi putut să fac? Nu știu. Cred că nu puteam face sincer nimic, fără glume. Ce mai ai important de spus despre tine? Ce nu s-a spus în această emisiune? Mai, dacă e important, cred că nu mai putem distra așa vreo 2-3 ore. Uite, îți promit că într-un viitor apropiat o să mai facem o emisiune de 3 ore cu Mircea Florian. O să căutăm piese și mai ciudate. Uite, îți propun ceva, mult mai interesant. Iartă-mă că te întrerup acum. Dar poți să faci o chestie foarte simplă, să prezinți discul în, ăla,
în ora aia ta a patra, da, într-o altă emisiune. Ah, n-am știut că am voie, că de obicei știi că prezentarea unui album nu e foarte simplă, dar pot să o dau, normal. De ce să nu poți? Da. Eu, în disc, eu sunt aici singurul copyright holder. Da. Ah, chiar, uite, asta e o întrebare pe care am vrut să iau un calcul cu ceva timp în urmă. Foarte mulți au avut probleme cu Electrecordul. Au vrut să-și răscumpere sau da, să-și reediteze anumite producții și nu au avut succes. Asta, da, Electrocord e o istorie absolut dezastruoasă. Fiindcă ei n-au făcut absolut nimic pentru o mulțime de artiști și țin legați acolo și le spun că ei sunt stăpânii acelor materiale. A, nu e adevărat, fiindcă toate contractele care s-au făcut acolo cu Electrecordul într-o anumită perioadă erau cu totul altceva decât contracte corecte din punct de vedere juridic. Așa e. Erau niște făcături, așa cum erau toate actele acelor epoci. Bun, acum, cu asta e destul de greu să se lupte vreun avocat sau așa ceva, dar pur și simplu faptul că ei, fiind totuși stăpânii, dacă ar fi stăpâni, să zicem că sunt stăpânii acestor materiale, să nu facă nimic preț de 30 de ani cu aceste materiale, dar absolut nimic, cu o mulțime de trupe, cu o mulțime de oameni. Și în același timp să nu-i lase să facă alte chestii, da, este într-adevăr deci, ești strigător, în aceeași situație, strigător nu? La cer. Nu neapărat, dar, mă rog, știu de povestea asta. Sigur că știu de povestea asta. Vă mulțumesc mult de tot, Mircea, îți urez toate cele bune și îți promit că o să mai vii aici la Istoria Rockului. Ok. Numai bine. Toate bune. A lansat nume și hituri care au intrat în legendă. A încântat generații întregi, acum face istorie. Istoria Rockului. În fiecare seară de duminică, de la 9 cu Lenzi Chiriac. Pe București FM. Aceasta e o poveste foarte tristă pe care vreau să vă spun acum. Călare pe vrabia anarhistă, ei doi căutau răspunsul când și cum. Un înger încearcă să zboare de pe umărul meu, în pădurea lui Dumnezeu. Se duce cu foșnetul său liniștit și plânge ce-a fost odată și fi va mereu.
este vara, unde este iarna și minunatele animale care îmi dădeau târcoale. Dar unde ursul și lupul care ne adăposteau și de mâncare mestecată ne dădeau? Saga în pădure, am pornit în amintire, am uitat, ai uitat ce păcat. Ei știau pe din afară, ei știau cu să moară, într-o cameră.